Eu m-am chinuit foarte mult. Poate de multe ori am vrut să renunț la ce îmi place cel mai mult. La ce cânt. La ce meseria mea. Ce știu să faci mai bine. Dar, probabil și răsplata de aia a fost așa. Pentru că, zic eu, chinul și durerea psihică nu are preț. Și atunci vine un fel de plată de acolo, răsplată. Dumnezeiască. Răsplată dumnezeiască. Cum? Mă, ce ți-ai dorit tu? Da. Hai, să răcorești lumea. Și cu bani, și fără bani. Culmea, că ne-a dat Dumnezeu de toate. Ia-i, na, poftim atunci. Să-ți mai alini și tu durerea. Deci asta e. Bună seara! În seara asta am un invitat extrem de special. Nu vreau să-i fac un laudațiu, doar să-l laud. Este exact părerea mea despre el și cred că este și va rămâne și peste, când nu o să mai fie, peste foarte, foarte mulți ani, va rămâne, în opinia mea, un geniu și un talent născut de la Dumnezeu, cum rar am întâlnit. Și acesta este Florin Salamu. Îți mulțumesc mult că ai venit aici, să rămână. Eu îți mulțumesc din suflet, Damian, că m-ai chemat și, ce să spun, abia așteptam să te cunosc. La fel. Pentru că știe toată România de tine, mai ales noi muzicanții, dar vreau eu să te cunosc așa personal, să schimb eu două, trei vorbe. Să rămână, îți mulțumesc mult. Eu la fel îți spun. Îți mulțumesc mult. Vreau să te întreb, cine ești, Florin Salamu? O să știi că m-am uitat la niște emisiuni de-ale tale și tu de multe ori când simți, pui întrebarea asta, nu? Exact. Și nu că m-aș fi pregătit să răspund la întrebarea asta, dar totuși dacă am auzit-o, zic, bă, poate am norocul sau nu știu cum să spun, să fiu întrebat la fel, da. Ce pot să spun? De multe ori mă gândesc dacă am aflat cine sunt. Nu știu sigur. Doar ce pot să spun despre mine cu siguranță, îmi cunosc sufletul, așa, inima. Sunt un om care n-aș face rău niciodată. Asta e ce pot să spun cu siguranță. Restul, nu știu dacă o să am timp să învăț cum aș fi sau cine sunt. Știu că sunt iubit de oameni, știu că sunt și criticat, aflu și eu din presă, din mesajele de pe Facebook, dar nu asta contează. Ceea ce știu cu adevărat despre mine, știu că am un suflet de om normal. Bun. De om normal, că a fi bun înseamnă o normalitate. Așa e. Pentru mulți, bunătatea înseamnă ceva extraordinar din cauza că sunt foarte mulți oameni care nu mai folosesc această bunătate. Și atunci când dai de un om bun, care ar trebui să se pară normal, așa ceva, se pare wow din cauza că e lipsă de așa ceva. Bravo. Și atunci, asta pot să spun, sunt un om care n-aș face rău niciodată. Bravo, să dăm să rămână. Să rămână. Să rămână. Cât în ceea ce vedem pe scenă sau vedem noi oamenii de rând care se uită la tine, este adevărat și este personaj? Eu cred, eu Damian, cred că este 90%. Poți să mă mai întreb că mă gândeam la ceva. Cât din ceea ce ved oamenii la televizor, da, este adevărat și este un personaj? Eu cred că 100% adevărat. Tu nu ești un personaj, este 100% adevărat. Păi 100% adevărat. Nu există altceva decât asta, ce vedem, asta e. Da, 100%. Cum e vorba aia veche, altul mama nu mai face. Sunt momente, acum să vă spun sincer, în care de multe ori, și îmi pare rău că spun chestia asta, trebuie să pozăm mulți dintre noi. Nu, trebuie să pozăm un pic altfel pentru a fi acceptați. Acceptați sau a nu deranja. Bravo. Mai repede. Bravo. Nu decât acceptat. Că de multe ori eu zic, sunt acceptat, nu vreau să fiu cum sunt eu. Dar ca să nu deranjez, e mai important. Și atunci trebuie să fac o plac cuiva ca să nu-l deranjez pe el. Bravo. Că dacă m-aș gândi doar dacă mă acceptă sau nu, mai repede zic să nu mă accepte. Știi? Da. Dar dacă știu că îl deranjez și n-aș vrea, fac ce vrea persoana. Exact. Da? Dar să știi că am o vârstă care n-aș mai proceda. E ușor, ușor, asta se întâmplă. Da. Și mai ales după 35, 36, 37, 38, da, și la mine tot la fel. A fost, da, mi-au crescut când copiii, mari vorba. Hai, și mi-e rușine să știu că ești și bunic. Da, sunt și bunic. Să-ți trească, să fii sănătos. Tânăr, n-am văzut în viața. Da, mulțumesc. E clar că, după părerea mea, noi nu am mai avut până acum un nume așa de mare ca tine în muzica românească în ultimii 100, 200, 300 de ani și totodată, în afară că ești cunoscut, ești un geniu în ceea ce faci și stilul tău nu l-a făcut nimeni niciodată ceea ce faci. Asta o spun și eu ca muzicieni și toată lumea pe care te știe. Și totuși oamenii știu așa puține lucruri despre tine, în primul rând, nu ca ce te văd fiecare dintre publicul. Cum cânti, ok, știm, ai familia ta, ai copii,
ești faimos, cânti, le faci la oameni, ești medicament pentru suflet, ești toate vorbele astea care au fost, nebunia lui Salam, incredibil. Da, da, da. Dar cred că oamenii n-au văzut latura ta omenească, pe care eu, trăgându-mă într-un neam de lăutar și fiind țigan lăutar și fiind tot printre noi, da, știu de la alți băieți cum ești ca suflet și ca om și ca astea. Și asta este pentru mine cel mai important lucru în seara asta, așa cum ți-am spus, să te aduc într-o lumină în fața oamenilor, să vadă cine este Florin Salam, omul, ființa, și omul care a fost înzestrat cu acest incredibil talent. Pentru că de multe ori poți să fii înzestrat cu un talent, mulți să ia avantaj de tine, mulți oameni să... Mai înțeleg la ce mă refer? Da, 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 te ascult. Dar, de fapt, omul ăla să nu poate el să-și exprime ceea ce este el. Da, da. Avem așa o grămadă de sportivi. Avem așa, da, adică, da, dacă ar fi să comparăm, tu ești un fel de Messi al nostru. Mulțumesc. Înțelegi? Sunt mulți artiști sau mulți, poate din alte domenii, multe persoane care nu și-au arătat și latura asta de cum sunt ei ca sufletul oameni. Sufletul sau cine sunt ei. Dar la mine din ce cauză? Eu am cântat foarte mult și acum e problema asta care o trăim tot globul, da? Dar eu n-am avut timp să povestesc niciodată într-o emisiune cum sunt ei, mă chemau să cânt. Și mă chemau să cânt, eu dacă apuca să mă întrebe ceva, nu știu, mă întreba vreun scandal, de vreun, nu știu, și atunci, în loc să afle de la mine ce aș fi vrut să spun eu... Trebuia să răspunzi la scandal. Trebuia să răspund, poate îmi schimba și starea. Pentru că eu sunt un om care preau imediat. Dacă tu ești un om care îmi transmiți așa o bucurie, eu așa sunt, cât aș fi de obosit, de supărat, dacă intru la tine în casă sau unde mă chemi și tu, din privirea ta, mi-o înghid. Și imediat așa îmi revin. Dar cât aș fi de odihnit, spun și cealaltă parte. Și vin la tine în casă și tu îmi transmiți, gata, nu mai sunt bun, răgușesc pe loc, nu știu ce, așa mi-e felul. Și atunci la toate emisiunile astea care l-au chemat eu să cânt, oamenii probabil priveau. Și de acolo și-ar fi putut să-și facă o impresie, idee. Da. Așa e. Dar eu dacă nu eram întrebat despre viața mea și eram întrebat doar de certuri și de alea, când să... Și atunci n-am avut timp să povestesc, dar încă ceva. Nu mi-am făcut probleme din cauza asta, pentru că cei de acasă, care nu ne-au cunoscut și nu ne-au atins, dacă ei sunt născuți într-un fel, simt asta. Ei simt din ochii omului și atunci, pe baza asta, eu nu-mi fac griji. Frumos, bravo. E, atunci o să avem oportunitatea asta să te întreb câteva lucruri. Cine ți-a pus acordionul? Cum ai început? La tine în familie, de mic copil, cum ai început să faci muzică? Asta am aflat și eu așa de la familie, că n-ai cum să știi ce pai la 3 ani. Exact. Eu am început de mic, de asta spun. Și că spune mama mea, chiar și tatăl Dumnezeu să-l ierte, spune, bă, tu la 3-4 ani, când ne-am întors noi de unde era, tata era pe la pește, mama nu știu pe unde era, ce era aia pe vremea aia, vindea ciocolată, nu știu ce făcea aia, că cum erau din familia noastră, că erau, da, 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 nu erau lăutari de ăștia, că n-au prins vremurile cum le-am prins noi. Tata era lăutar de țară, cum să spune, cânta anunț de alea de 2-3 zile, care am cântat și eu, stai puțin. Și eu tot la fel. Așa, dar na, avea și el niște bănuți acolo, care ce cânta... Săptămâna asta trăiam... Să termina până la următoarea cântare, vine. Așa, bravo, bine ai zis. Și atunci mama era plecat, tata era pe la pește, nu știu ce spunea el acolo. Și când s-a întors înapoi, și că am tărât un acordeon după mine, că nu puteam să-l țin, și l-am dat jos de pe lada, nu știu cum, și l-am pus jos și am cântat și m-am chinuit cu el, cu genunchi, nu știu cum eram, și ce inventasem eu acolo, niște tot. Și cât aveai? 2-3 ani? Și că aveam 3 ani. Și că lui nu era de mine, le lasă-mi strica acordeonul. Acordeonul, da. În sfârșit, uite, așa mi-a intrat chestia asta în sânge, cum să spune, și la un moment dat mi-am inventat eu niște melodii, dacă stau să... Sau ce aminte bine. Mi-am apăsam, găseam niște tonuri pe acolo care îmi plăceau cum sună. După ce am crescut puțin mai mare, mă puneam cu acordeonul, când deja puteam să le ridic acum. Mă puneam cu acordeonul la clanța de la ușă, știi? Și îmi închideam ochii și aveam impresia că ăla e microfon. Și cântam și mă visam pe scenă, că deja vedeam și eu pe la televizor, cu cei mai mari. Și închideam ochii și trăiam. Trăiam ceea ce, în sfârșit, am avut niște realizări cu visele care le-am avut. Deci tu, asta la ce vârstă făceai asta?
la 6 ani, la 7 ani, cu mari de atunci, care... Da, da, da. Ionica, nostru, îți imaginai de Ionica, da, sau de cine Ionica, era atunci? De Leonardo, al lui Toni, de toți, cine, da, era, exact. De Ionica, în primul rând, de cum era Neluță Neagu. Exact, era, exact. Și deodată Hansu, eu, sau cine, da, era. Eu am devenit să fiu prieten cu ei, să dau mâna cu ei, să mă asculte și să mă aprecieze. Îți dai seama ce vis pe bune împlinit? Deci cum ar fi, cum spune ăștia despre legea atracției? Da, da. Mare, tu vizualizai mare, și mare, s-a îndeplinit astea. Mare, mare, mare vorbă, și ar trebui toată viața care o avem de la Dumnezeu să gândim la asta cu legea atracției, cum ai spus tu. Da? Eu aveam 15 ani, da? Și eram pe stradă la ansamblu. Și să o luăm în seamă, da. 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 Eram la ansamblu și mergeam pe stradă cu George Nes, da, da, cu Aurica, da, Turcitu, da, da, cu Daniel Costache, care îi salutăm, da, să fie sănătos, și, da, și le povesteam, zic, băi, o să ajung în America, o să am mașini mari, Cadillac, Chevrolet, o să am casă în Beverly Hills, o să cum cu mari muzicieni de acolo. Doamne. Și așa s-a dus, Dumnezeu să ierte pe mama, care m-a crescut pe bunica mea, și i-a spus, Tantinino, ăsta e nebun. Dar îți confirmă de ce? Că visează că o să fie în America. Și după 20 de ani m-am întors, da, și mi-a spus, dar de unde știai? Da. Nu, era ca la tine. Păi, eu vizualizam asta. Da. Da. Dar nu știam cum să spun atunci, mai ales un țigan, cum eram și eu needucat, da, nu știam cum să spun asta. Dar doar că-ți dorești. Exact. Nu? Dar dacă îți dorești lucrul ăla cu adevărat, cum spune și în Biblie, da, și crezi că l-ai, Dumnezeu îl vei avea. Acum, știu că te cunoști cu frații Cocoș. Da. Da? Și ei vorbesc foarte frumos. Și eu despre ei. Și Toni, Ciolac, la fel, normal, prietenul meu. Uite, poți să-i întreb, te rog, din suflet, toată, când să ai tu timp. Eram în America, exact, mi-a adus aminte de America și mi-am trecut pe acolo, pe unde sunt ăia. Cu fiecare stea. Da, bravo, așa. Am mai eu probam pe ăsta la Michael, zic eu, doar la aici vreau eu. Mă răsfățam și eu cu ei. Ce crezi? Plăteam la fel, la picior, același număr. Zic, cu asta, ce-o fi cu asta? Zic, în sfârșit. La care eu spun, bă, că erau ăștia cu Universal. Da, da, da. Da. Casa de producție. Da, da, casa de producție. Zic, așa visez eu, că zic, am impresia că bunicii mei, eu făceam și caterincă. Da, da, da. Bunicii mei cred că au, nu știu, sunt pe aici, nu știu, măcar părinții lor ceva, mă trag de pe aici, zic. Eu mă visez pe aici, la care ăștia cocoșii, băi, hai că tu văd că ai luat o raznă, zic, de când ești până la America, te crezi, nu știu ce. Eu râdeam că nu mă speram pe ei. Mă gândeam să nu se sperie pe mine, că am, ce crezi, după câțiva ani de zile, vine Goran Bregovici, care nu mă așteptam în viață. Te semnează cu Universal, nu? Da, să semnez cu Universal. Eu aveam pe aici niște probleme pe la România asta noastră și din cauza asta n-am putut. Dar vreau să zic că ei au venit. Atracție iarăși. Da, ei au venit, chiar cu Universal. M-au invitat la Paris, tita mai omul de acolo, cred că el s-a ocupat de tot. Cel mai tare de acolo m-a invitat, mi-a făcut cadou ceva, o șampanie cea mai scumpă, nu mi-aduc aminte. Aveam un translator, că nu știam să vorbesc engleză eu, și spunea, de ce nu vrei să vii să te muți aici în Paris, să semnezi cu noi, cu Universal, că tu ești singurul din România care vrem. Deci nu, la noi nu e că la voi despre maneliști să spun, băi, ăla e maneliști. Nu, dar nu există. Că noi nu-l luăm în seamă. Tu ești pentru noi un manele, artist. Nu există manele. Ești, exact, un artist. De ce nu? Și zic, mai lăsați-mă un pic. Nu, n-am semnat. Dar în schimb, după aceea a venit Goran și am făcut un concert. Este, știu. După aceea am făcut și un album și tot, ceva tot mi-am... Deci, de mic copil, ai știut ca să vezi să faci, că vezi să faci muzică. Da, 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 asta da. Nimic altceva. Asta da. A fost un moment când... Să mai doresc altceva? Da. Cum să zic, din păcate, sau că n-am avut încotro să gândesc, oricum n-am realizat ce am zis că aș mai face și altceva. Dar asta din cauza că am avut niște probleme așa în carieră la un moment dat, probabil aveam și o vârstă mai mică și le luam eu în seamă prea mult. Acum n-aș mai gândi ca atunci, asta sunt sigur, dar... Din cauza că eu cândva am fost puțin deranjat și psihic și nu știu cum sunt eu, că sunt o persoană mai sensibilă, probabil m-am gândit să fac și altceva, că aveam niște bănuți, zic, bă, eu sunt atât de bine, zic, financiar, încât aș putea să fac ceva, să ies naiba de aici. Dar eu spuneam asta de nervi. Știu, am pățit și eu asta de multe ori. De nervi. Și am băgat banii și am pierdut de trei ori mai mult. Na, acum mă înțelegi. Da, te înțeleg foarte bine. Îți aduci aminte din perioada de copilărie, le cântai copilor, le cântai la ceilalți, la 7, 8, 10 ani, 14 ani? Când ai început, de fapt, să cânti direct la nunți? La nunți? Nu. M-am dus la mine, când ne-am mutat la București. Eu aveam 6 ani. Da, și m-a dat la școală, nu știu ce. Eram la școală, eram zâmpăcii, nu mi-ar dea mie de școală atunci, dar mergeam să nu mă bată mamă.
Nu mi-ardeam. Eu vreau să stau să cânt, să mă stau după lăutari, după astea, alele noastre. Da, da, da. La care, la un moment dat, m-am prietenit cu lăutarii din cartier de acolo, din Bercen, de unde stăteam eu, și mă țineam după ei. Ani de zile au trecut, învățasem și eu ceva, vreo două melodii cap-coadă, și am intrat într-un restaurant, cred că aveam vreo 12 ani. Și acolo încă nu erau clienți. Ce spune unul? Am... Cât nu sunt clienți, pare să cântești asta, că probabil mă simțea că sunt împocat să cânt. Să nu-l punem pe ăsta când o să vină lumea, să nu gonească lumea, gen, știi? Hai să-l punem acum, când nu e nimeni. Gen repetiție. Da, da, da. Mă, pus, cum se facea pentru probă? Păi nu vrei să știi, când am început să cânt, că era gol și ușor, ușor s-a întâlnat lumea. Am luat ceva bănuți, mă, și mi-a intrat chestia. A început să-ți placă, păi, normal. Semănam la voce cu Jean de la Creva. Toată lumea spunea, mamă, când am intrat aici, am crezut că e Jean. Și îmi părea bine, îți dai seama, Jean. Da, normal. Doamne, nu vrei să știi că după aceea mergeam la țară și cântam și până venea Jean, că cel era luat separat. Da, da. Până venea el, îi cântam toate melodiile și când venea el, intra și la fel cu vocea și cu alea, spunea lumea, bă, iar mă, tot iar alea. Și... Dar ei nu mai își dădeau seama. Ai cântat înainte. Și el zicea, bă, de mai cântat tu ca mine, ai nebunit. Cântești tu ca fractul, bă, cea, că uite, îmi faci belele pe aici. Că îi stricam șmecheria, gen. Deci la 12 ani, da, primor. Da, până la 12 ani, da. Și de acolo a început treaba? Da, de acolo a început, ușor. Până la vreo 14-15 ani, așa, până mi-am creat eu strada mea cu număr la poartă și etc. Și a început lumea să sune pe tine. După aceea mi-am făcut rău și de telefon. Și de telefon și de tot. Da, da. Dar ce vârstă te-ai îndrăgostit prima oară? Mamă, asta e jale. Noi ne îndrăgostim de mici oricum. Da, da, aș povesti despre astea, orice aș povesti, astea sunt la mine mai cu perde. Nu, glumesc, așa, măcar. Nu, mamă, nu m-am îndrăgostit, nu știu, de mic, să zic așa. Cred că aveam 18-17 ani. 18 deci prima dragoste 18 ani. Nu e... Nu, așa, o joacă normal. Copilării, smedalea... Da, pe și eu am avut la pe 13 ani cu o vecină, cu cutare, da. era ne jucam de mama și de tata. Da, gen, da, da, bravo. Da, așa ca să spun că m-am îndrăgostit, am 17 ani, așa. Iubirea adevărată. M-am și însurat. Și a fost prima ta... Da, prima mea, care am copii. Prima ta soție. Da, știi foarte bine situația, da? Am citit undeva, și nu știu dacă e adevărat sau nu, că ai avut un rol foarte important în felul în care a fost făcută piesa O viața mea sau ceva pe Wikipedia, adevărat? O viața mea? Da. Da, eu am făcut piesa asta, numai că acum îmi cer scuze și la, în primul rând, la cei care n-au știut mai bine. Așa, poate n-aveam în cap să spun asta, dar e mai bine. Așa. Piesa aia n-a fost niciodată anunțată de cei care au cântat-o, că este a mea. Deci compoziția a fost a ta? 100%. Deci eu trebuia să o cânt, de fapt. Dar na, pe vremea eram nu și erai, mai... Nu erai cunoscut. Da, de-aia nu eram cunoscut. Nu, dar toți am trecut până de asta. Și atunci erau... Bineînțeles că a cântat-o nașul meu, care... Adrian cu Costi, da. Nu mai se pune problema, dar gen Costi trebuia să anunțe și el, știi, asta e melodia lui Florin Salam. Dar nu a anunțat, lasă că măcar să le anunțe pasă de acum încolo. Exact. Asta e obligat să le anunțe. Îți amintești care a fost prima ta piesă care ai cântat-o? A prima piesă? Care am fost eu apreciat cu ea? Da. Așa, nu, am cântat mai multe. Da, dar, normal, dar prima cum ar fi... Care am și fost apreciat. Am fost când am scos o melodie care nu era a mea. Crezi că e viața? Dar stai puțin, cum? Cum crezi? Eu am cântat la o nuntă la Craiova. Cineva care se ocupa, mi-a furat vocile de acolo, că ăștia mai veneau, nu venea doar cu decul ăla de a registra. Bravo. Venea și cu exact. De-alea de-ți lua vocile. Da, noi nu știam pe vremea aia, bar n-aveam. Exact. Și au luat vocile și au pus-o. Au făcut niște negative ei. Și au pus vocea de negativ oricum. Și eu cântam melodia lui Viorel de la Constanța, Rămâi cu mine până în zori de zi. Așa. Am spart țara, deși mie nu mi-a plăcut cum am cântat, nu aveam nici măsură, ba, da, oamenii... Era lipită de aia. Nu știu cum au făcut-o ei și l-a pus și pe nașul Adrian, m-a pus și pe mine. Bă, frate, am spart țara, tu înțelegi că am spart țara? Deci aia a fost prima ta... Deci nu vrei să știi câtă lume suna, toți fotbaliștii, toți îl vrem pe ăsta, cât vrea, tai dăm. Mamă, deci a, bine că nu mi-am luat tarfe, știi? Dar mie nu-mi plăcea cum am cântat acolo. Dar oamenii n-au simțit chestia asta. N-ai tras-o în studio, n-ai făcut nimic. Da. Dacă, probabil dacă o trăgeam în studio, nu spălgeam. Da, da, da. A fost chestia de transmisie, că eu totdeauna transmit mult mai bine când am și oamenii în pat. În studio te bagi în direct acolo și cânti.
Și acolo eu știu să mai intru în transă, dar totuși e altceva când e cu publicul, normal. În fața publicului te încarci. Da. Sunt o grămadă povești în America pe care, la care am asistat și eu și am auzit și de la alții, care sunt piese foarte cunoscute al lui Whitney Houston, Celine Dion, care au fost doar demo. Dar da? Din greșeală și a ajuns pe albumul final. Da, fără. Și a ajuns mare piesă, mare hit. Primul tău concert cu public mare. Da. Eram la un spectacol, poate să-i dau numele genul. Normal, era atunci. A, da, pe timpul... Și am cântat o melodie într-un colț de cimitir. Era o melodie care, de fapt, o cânta mai mult pe casetă, cum era înainte, erau casetele. Da. Dar la spectacol eu am cântat-o singur. Și a nebunit lumea iarăși, am avut o reacție a publicului foarte șmecheră și acolo. Și ușor mi-am intrat, am început să-mi prind încredere în mine și când am simțit chestia asta, deja scoteam melodii în fiecare zi. Crede-mă, da. Ai nevoie să prinzi puțin încredere și pe aia te zbori. Da. Ce te inspiră când scrii melodii, versurile tale, astea? Care e inspirația ta? Mă inspiră. De multe ori nu-mi dau seama că eu când despre viața mea. Nu știu, poate nu mă gândesc când scot o melodie să când ce trăiesc. Nu. Mă duce pur și simplu situația acolo. Dar, știi, când îmi dau seama, după nu știu cât timp când ascult mai bine și zic, băi, eu asta cred că am cântat-o pentru mine și n-am știut. Și îți mai spun ceva. Ca să scoți piese tu ca solist și să cânți doar din viața ta, mai bine să-ți alegi să cânți într-o perioadă când ești cu adevărat liniștit, să nu zic fericit, că poate e prea mult. Pentru că noi, oricum, artiștii mari, o să cântăm și când ne dăm seama din viața noastră cuvintele. Și atunci mai bine ar fi să alegem perioada când chiar suntem ok psihic, ca să poți să cânți ceva de bunăstare. Cu oricum, omul preia și de bucurie de la un artist iubit și de supărare, cum spun eu în cuvintele mele. Dar mai bine ar fi să transmitem la oameni doar partea de bucurie, pentru că dacă aș cânta asta de... Uite, știi foarte bine că am trecut prin niște probleme de familie, cu frate, mi-am pățit ce am pățit, mi-e greu să vorbesc, dar tu știi. Și atunci, iarăși mă gândesc la legea atracției, nu mai vreau să mai cânt. Cu toate că, la un moment dat, doar așa mă răcoresc, doar așa îmi revin. Dar totuși, cred că ar fi mai bine să mi le cânt, să mi le pun eu undeva, să nu mai le scot în lume astea, deși îmi cer iertare că spun vorba asta, că n-aș vrea să spun lumea, de ce, Florin, să nu ascultăm și noi? Dar ca să nu mai ajung așa să mai răspândească, mi le asigne pentru mine ca un tratament. Să nu-ți mai pui sufletul pe tavă, ca să un fie tratamentul pentru tine. Ca, de câte ori mi-e greu să-mi o ascult eu, știi? Exact cum te doare ceva, să te rocurești tu singur, ți-ai o pastilă și să-ți revii. Știi? Să-ți revii. Asta, dar de obicei noi soliștii cântăm, ne inspirăm din viața noastră. Eu așa cred. Așa cred. Păi nu, așa e și ai... Da. Dar am să spun ceva. Unele dintre lucrurile pe care am momente când am compus lucruri și pentru muzică de film și pentru alte lucruri, când treceam prin cele mai oribile momente din viața mea. Și probleme de alea urâte de tot, adică oribil, psihic mă simțeam, îmi venea să rup după mine. Și am compus alea și lumea după aia când le ascultă, oamenii plâng și îmi trimit e-mail-uri, să poate te-o întregici cum și nu știu. Da. Dar ei nu știu până ce durere am trecut eu. Și după aia au fost momente când m-am dus și mi-am închiriat în Thailanda o casă și am stat 2 luni de zile. Și mi-am luat cu vedere la ocean să compun și n-a ieșit de mine. Nu se poate, vezi cum e. N-a ieșit nimic. Eu te cred, îți dau cu putul. Și e același lucru, pentru că nu e. Adică când e starea bună și păi, totul bine, nu-ți arde, că ți arde de vacanță. Fac și o glumă, poți să zic. Deci, tu, probabil, uite, treceai un moment greu. Și tu, ca să cânți ceea ce trăiai, sincer, n-aveai nevoie de oceanul ăla să-l vezi. Bravo. Dacă mă întreb pe mine. Așa. Legal vorbind, în muzică, în termenii noștri. Da. Pentru că nu mai avea legătură imaginea aia cu plajă, cu femei dezbrăcate, probabil, cu acolo, tot confortul, cu ceea ce tu trăiei. Deci exact. Era un fel de glumă. Cum urmează, Bravo. Blond cu părul negru. Știi? Bravo. N-avea nicio treabă. Deci tu trebuia să fii undeva într-o cămăruță închis, cu o cafea, cu o țigară, să stai cu nenorociri pe capul tău și cu mentalitatea acolo, sigur. Că n-avea legătură altfel. Că altfel ieșeai din... Din film. Din film. Exact. Este? Exact. Asta și la mine.
Asta și le-am ieșit. N-aș vrea să merg pe plajă, cum să spun, și să văd oceanul când mi-e greu. Eu... pentru că merg degeaba. Exact. Da, eu am vrut să încerc și asta. Să ne forțăm un pic. Dacă îmi permit, ia să văd. Mă duc și am toate condițiile, servitor, tot ce vreau. Pentru că tu oricum vrei să cânti. Exact. Și atunci nu mai erai pe stradă, știi? Exact. De-aia ți s-a întâmplat să le cânti exact cu focul ăla. Atunci când era... Atunci în situația cum... Eu înțeleg. Și momentele când eram aproape gata de simțeam, că-mi pierd mințile, că nu mai pot, adică era dureros, băi, e greu de tot. E, alea au avut cel mai mare impact și cel mai mare și transmit cel mai mult. În partea altă, când m-am dus, a fost totul... Zice că e fals, nu era adevărat. Crede-mă că și mie mi se întâmplă treaba asta. Crede-mă. Te-ai gândit vreodată pentru câți oameni ai cântat de-a lungul timpului? Nu m-am gândit. Cred că milioane de oameni. Da, îți dai seama, da, atâtea ani. Da, mulți oameni. Te încarcă atunci când cânți la oameni? Știi ce mă mai bucură foarte mult? Că merg în alte țări și... Uite, de exemplu, prima dată când mi s-a întâmplat ceva, un șoc. Adică eu eram obișnuit să aud la sfârșit aplauze, să văd lumea, să iau și bani, dar la un moment dat nu mai mă interesa bani. Eu luam salarii mari și gata, mai vrem și pagă sau astea. Deja vreau să zic, am să terminăm cu țigăniile astea. Eu început să zic, cu toate că dacă nu iei bani, n-ai casă. Dar nu, eu ce am zis, că am evoluat acum. Ce să mai, terminăm și noi cu țigăniile astea, știi? Dar cu țigănia are casă pe lui ei. Ai înțeles că îți dă ție o stare, nu știu cum. În sfârșit. Și acum eu eram la un spectacol, văd sala full. Eram în străinătate la sârbi. Restaurantul ăsta sau club ce era de sârbi. Și acum eu, după ce am cântat prima melodie și am văzut reacția oamenilor, eu zic, vă simțiți bine, știi? Și pun și microfonul așa, să aud un da din ăla. Bă, nimeni nu răspundea. Zic, bă, ce au nebunit ăștia? Zic. Adică eu vă întreb și voi nu răspundeți. Dar ei nu știau că dacă nu era nicio român acolo, eu văzând reacția și bucuria, am zis că-s de ei mei. Da. Zic, o fi clubul de... De ei nu vorbea nimeni de românește. Sârbi clubul, dar românii au venit ei. Nu? Da. Frate, nu erau. Cred că s-au auzit vreo două voci prin spate. Da, dar cine dracu mai auzit pe aia, da, da. Nici măcar ospătalii nu erau. Și atunci, imediat mi-a căzut fisa că eu am un public doar de afară, gen străinache, știi? Da. E, atunci, mai mare bucurie m-am auzit. Cum? Să n-am să fiu iubit la fel ca de românii mei și de... Atunci am avut mare. M-am bătat de rău de tot. Am o prietenă de-a mea care e la Viena acum și mi-a spus că acolo ăstea sunt gata să-ți facă statuie pentru că în fiecare mașină, Uber sau taxi să urcă, spune că e de România, spune, Florin Salam. Sunt foarte iubit acolo, sincer. Mulțumesc lui Dumnezeu. Extrem și de ei, și de albanezi, și de bulgari, și de, ce să zic, și de greci mai nou, de turci. Frate, zic că... Trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Trebuie să facem. Ia să te gândești că numai tu ai sclipirea asta, să știi. Ți s-a întâmplat vreodată să uiți versurile? Da. Uite, momente când sunt supărat și mi-e gândul că de multe ori chiar îmi cer iertare și scuze în fața oamenilor care de multe ori m-au găsit așa pierdut în timp ce cânt, să zicem. Pentru că nu aș fi vrut, dar mentalitatea mea era în altă parte și poate eu cântam să-mi fac treaba, să-i ajut pe oameni, că n-au venit atâția invitații în numele meu și uitam cuvintele, mă întorceam la, că mai am cu mine soliști care cântă pe Finn, pe Leo Davis, pe Messi, pe care i-am și întrebam, dar acum cum e? De multe ori uitau și ea și asta era mai jale. Asta se întâmplă când e durerea prea mare și ești prea mult în sufletul tău și atunci nu mai... Și eram obligat după aceea să improvizez eu, știi? Să bag eu cuvinte pe loc, de la mine. E un lucru pe care îl știu, că acum eu nu sunt jurnalist sau altceva, nu fac decât podcastul ăsta între noi, și eu vin tot în familie de lăutari, da? Și întrebarea să-ți o pun doar așa ca fapt divers. Nu exista la noi și la mine în familie cum ar fi o altă alegere a familiei. E ca o afacere de familie, adică cum ar avea cineva o cizmărie și te face tot cizmar. Că la noi la mine nu era întrebarea să spună cineva, mamă, vrei să te faci doctor sau inginer? Nu, pentru că era din start treaba asta. De start era, trebuie să faci asta. Mai de multe ori, în partea mea de familie, când m-a crescut mama, mai se spunea, mai că învață meserie și învață meseria asta ca să n-ajungi la pârnaie ca alții. Că mai era și Mitică Cocoșatu și alții care erau altfel, mai înțeles tu? Și vedeam la tribunal când mi-vedeam. Mi-e drag așa cum vorbești tu. Păi nu, dar asta e adevărul. Nu, știu, și mama spunea, vrei să fii ca așa sau vrei să fii ca lăutarii, să câștigi bani parfumați? Da. Ai înțeles că poți să te uiști la nuntă să... Deci nici la tine nu era altă alegere. Ce alegere să fie? Decât să faci muzică, să cânti muzică. Da. Deci, într-un fel, ceea ce alții văd la noi ca o alegere, ca o...
Uite ce norocos sunteți că ați ales să faceți asta. Păi noi n-avem ce să alegem decât aia. E pentru prima oară când am pe cineva care poate să-mi confirme același lucru. Adică, frate, că n-a fost alegerea noastră. 100%, 100%. A fost, de fapt, dată ca o... Mă gândeam și la chestia asta că o să o dezbatem și spuneam că, bă, la școală, ca orice copil, te dau părinții la școală, nu? Păi și eu am mers la școală, 2-3 clase. Și într-a patra, dacă mă duceam după tată la o nuntă, la cort, și luam 400-500 de lei. Când vrei, nu vrei, mă băga tata normal, la normal, pe mine e tot la fel, exact. Și mai mă duceam dacă mama avea salariu 800, că ea lucra săraca. Pe da? Nu-ți mai arde, că ai dat, cum se spune la noi, ai dat cu gustul de, da, de și eu, bani. Da, și dacă eu am câștigam ca și copil 400-500 de lei la o nuntă, bine, tata lua mai mult. Normal. Da? Și eu duceam banii în casă, că nu aveam ce să fac cu ei. Și atunci mă gândeam eu, și, bă, ce mai mă duceți, bă, la școală? Păi, eu fac bani, deci lăsați-mă să vă aduc bani, să vă ajut. Nu? Așa le spuneam. Și aia mă lasă că o să ai nevoie de școală, că o să vezi că vor veni timpuri grele și nu o să te bage nimeni în seamă, o să ai uși închise și cu tare. Și zic, bă, mă lăsați, că zic, dacă pun mâna aia pe câteva zeci de mii, dar pe vreme, ce mai nici voi nu mai vreți. Nu mai aveți nevoie de nimic. Știu, așa era și la mine. La fel îmi spuneau și mie și profesorii. Dar mie nu mai chiurii de la școală, nu mai adu. Că mă uceam de unul singur, de și pagă ca să mă treacă. Că o să ai nevoie să știi engleză sau folimbă. Ce fel de copil erai? Măgării n-am făcut, cum se spune. Nici cu bătăi, nici cu astea. Na. Cum era în cartierul care stăteam, să mai băteau ea pe acolo, să băteau ea de la bloc cu ea de la curte. Termenii de cartier îți povestesc, da? Nu știu cum... Eram ok, să știi. Ah, mai prindeam și eu cât un barbut, că jucau aia pe surprize. Și eu câștigam. Nu mă lăsam ambițios, să am fost... Dar copil nebunat, când erai mic și tu tot... Eu sunt foarte ambițios. Dacă joc fotbal acum, dacă intru și îmi fac o echipă de fotbal și eu, nu mă bate nimeni toată noaptea. Nu te lași, jale. În caz că pierd un meci, mai sun eu pe cineva până câștig 10 la rând. Nu mă las. Am apuc de orice. Altfel nu intru. La casino, dacă mergeam până câștigam 1 milion, odată nu plecam. Pierdeam, sunam, până venea. Dar tot până câștigai. Nu aveam cum, muream. Așa mi-e felul. Personalitatea învingătorului. Da, așa și cam și barbut și câștigam surprize. După ce câștigam surprizele, le vindeam. Aștia mai bogați. Și îmi făceam 1000 de lei. După aceea mergeam și îmi luam blugi, plovăr turcesc, nu știu ce. Și vara eu purtam plovăr turcesc. Așa era și eu când eram mic, se minte că mă punea mitică cu ăștia să dau eu cu mâna, că eram norocos, că după ce aș juca prea multe ore nu mai avea noroc și mă punea ca să dau. Dar nu dea în locul lor. Exact. Sau să înjura, să mă ars, face, dacă nu te pune, să dacă mai joc lui. Eu și după aceea te punea exact. Pe tine, da. Doamne, ce vremuri. Cum te alintau când erai mic? Cum să spunea? Bă, fii atenție, tu mă întrebi ceva, da, gen întrebări lăutărești de muzicanți, cum vreau, mi-e drag. Că nimeni nu mi-a spus, mie îmi spunea surdo azi. Nu știu ce, am avut o problemă cu urechea. Mie îmi spunea Damiță, de la Damian, da? Damiță, da. Nu știe multă lumea asta. Da, spunea, bă, și toți mă strigați, bă, dar ce aveți, mă, cu mine? Mă probam, vedeam că aud și cu una și cu alta, da? Nu știu de ce. Probabil când eram mai mic am avut o problemă, dar nu mai țin eu minte și de acolo. Uite că surdul a ajuns aia care acum l-ascultă toți. Da, și aude și bine. Și aude și bine. Ai fost desfățat de dai tăi? Da, da. Da, e întrebare pe toți, la noi asta cu răsfățul nu există, nu prea. Răsfățat cum, mă luam în brațe, da, mă pupam, când aveau bani, cumpărau haine. Dar, na, ți-am zis că tatăl meu avea și el o nuntă, cum avea, mama lucra pe unde lucra, n-am avut chestia asta. Răsfăț... Când am început eu să cânt, bine că fratele meu, că vorbesc de el, că e în cerul de acolo și îl iubesc din toată inima mea. El, când a început să cânte, el ne îmbrăca pe toți. Și când venea cu banii acasă, era cel mai bucuros când ne punea pe toți la masă. Când venea, făcea piața. Și era cel mai bucuros. Și când ne punea că mai am încă două surori, mai avut un frate mai mare de mamă care a murit și l-a cântat la fel de ce? De la ăla cânta mai bine ca toți. El a scos, sunt un om prea supărat... Că poate o să ți le scrie eu pe ceva, să le ascult tu când o să ai da. Fericire nu pleca, care le cântă Nelu, le cânta fratele meu. Da. Dar cum le cânta fratele meu la mai mare, nu se poate așa. Mi-aduc aminte. Nelu, pot să spun despre Neluțu Salam, fratele tău, da. Că am avut o perioadă, știi și tu despre perioada asta, da, și mai mulți, da. Când eram cu trupa, cu Damele în bradă, și atunci când m-am întors din America, da. Și cred că a fost omul care pentru 3 luni de zile eram obsedat. Obsedat. Băieții știau când îl chemam pe el,
Luam toți banii, dădeam lui, dar am nici nu mai conta, că l-am dat, s-a jurat că nu mai vrea de la mine bani. Am auzit. Venea, nu mai vreau, gata, ajunge, i-am dat aur, i-am dat tot după mine. Am auzit. Zice, nu mai vrea. Și mă făcea, era singurul om care mă făcea să plâng, adică, și încânta și îl sunam de oriunde venea după mine. Te meteam mașină după el, te meteam orice să vină după mine. Deci, după părerea mea, felul în care cânta, felul în care lua acordurile, răsturnările, armoniile, felul în care se ducea cu vocea și cu acordeonul, melodia, cum se dubla, era un fel de George Benson combinat cu... Așa ceva nu am auzit niciodată în viața mea. Jur, geniu. Dumnezeu să-l ierte, și un caracter și un suflet cum nu se poate. Dumnezeu să-l odihnească. Mare, mare, mare om. Nu știu ce să zic. Atâta pot să spun că el îmi spunea, Florin, frate meu, știi că am fost la Damia și am cântat, tu știi cum e ca om? Nu se poate, ce om bun, frate meu. Mă vedea numai beață, să da. Nu, dar unde te comportai tu? Da. Și spunea, să știi că m-a întrebat și de tine el. De ce fractul nu iese din lumea aia și nu știu ce? Că mai auzeai de mine. S-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Da. Au trecut, mulțumesc Dumnezeu. Și el spunea, de ce nu are grijă mai mult de el? Că el, la valoarea lui, spune, trebuie să fie, nu știu, știi? Și să știi că mi-a spus. Asta ți le spun ca să-ți dai seama că nu te mint. Da. Și ce să zic? Da, mă bucur din suflet, până la urmă, că uite, vorbim... Îmi pare rău că vorbim despre el așa. Până la urmă, viața are un... Da, să zic că e aici cu noi. Da, mulțumesc din suflet. Și ce a lăsat în urmă el, sunt mulți în neamul nostru de lăutari și neamul nostru de țigani și de muzicanți, sunt mulți oameni care fiecare lasă ceva în urma lor. Dar sunt foarte puțini, pentru că e foarte ușor pentru că oricare lăutar, cum bine știi, să învețe copilul o meserie. Da. Sunt 20.000 de țimbaliști, 10.000 de acordioniști. Da. Dar sunt puțini aia care las ceva în urma lor. Da. Și mai e ceva. Sunt aia care sunt doar executanți. Da. Adică în momentul ăsta, după cum bine știi, și nu spun cu răutate față de alții. Nici eu nu. Sunt 10.000 de copii mici care cântă ca Ionica. Dar nu sunt Ionica la creativitatea lor. Da. E altceva să copiezi. Da. Și poate peste 10 ani vor fi 10.000 de copii mici care vor cânta ca Salam, ca Florin, dar n-au inventivitatea lui. E, la fel ca Neluțu. Neluțu a făcut ceva ce n-a mai făcut nimeni. Până la Neluțu, asta o spun eu. Da. Uite, mă bucur din suflet că spui tu, eu ca frate pot să zic orice, bă, și la urmă. Nu, dar n-aș spune chestia asta dacă n-a simțit, crede. Nu e felul meu niciodată să spun ceea ce, măcar să muzică. Să ceva care nu... Nu, muzică, dacă nici acolo nu-mi dau seama cum să caracterizez, nici acolo, atunci unde naiba? Aici mă pricep și eu. Exact. Asta spuneam și eu, că, uite, în generația de azi, eu, iarăși, repet ce ai spus tu, nici eu nu spun cu răutate. Pentru că, eu, până la urmă, eu am ajutat pe toată lumea. Cine a venit la mine n-a plecat neajutat. Și toți soliștii ăștia, și aia mari, și aia mici. Și nu scot ochii, doar că văd niște situații și rămân așa cu o părere de rău, nu pentru mine, că mă supă, pentru un fel de educație de acum încolo, că până la urmă noi când mai cântăm 10-20 de ani de acum încolo și o să ne retragem sau ce vrea Dumnezeu. Bă, da, vin ăștia din urmă, nu? Dacă noi am păstrat un respect, și când dau mâna cu cineva, știi? Nu contează că am un nume, mă iubesc. Că venim din generația care unde respectul era și important. Și dau mâna cu drag și mă uit în ochii lui, știi? Bă, zic, astea, cum se transmite genul meu de muzică care toată lumea mănâncă. Și crește familia. Exact. I-am și partea bună, nu numai afacerea, cum se spune. Bravo. Ia și partea bună. Dacă eu dau mâna cu... Mă uit în ochii lui, îl îmbrățișești cu drag, altfel mă feresc. Nu mă duc. Când mergem la șmecher și cântăm vreodată și câte un om care trebuie să... Bă, te duci. Dar și ne întâlnim lăutarii să ne luăm la... Bravo, nu. Exact. La șmecher trebuie să zici sau român, să le faci talentul lor, că de acolo mănânci. Exact. Dar între noi, ca să te duci să dai mâna la mișto, nu cred că e ok. S-a pierdut orice fel de respect. Da. Și felul cum vorbesc ei, se postează, se rămân uimit și mă gândesc, bă, zic, bă, am copii, am atâți copii, sunt bunic. Să trăiască, Doamne. Să rămână. Zic, să-i feresc de educația asta care cam domină. Eu nu spun asta, nu, și un lider, e foarte adevărat. Un lider, în ceea ce face el, nu o să-i fie niciodată frică și dacă mănâncă un colț de pâine. Cu ăla să satură. Bravo. Că e lider. Bravo. Așa e născut, de la Dumnezeu. Bravo. Dar îmi pare rău ca să învețe și copiii noștri, cum am învățat exemple, de la să noi. Să vadă exemple. Să ia și partea asta bună, de respect, să-și crească familia. Uite, eu dacă am făcut 3 lei, nu i-am făcut pentru mine. Ce făceam eu cu toți banii care am făcut, nu care am strâns, și doar pentru Florin Salam?
ce făceam? Înnebuneam. Eu am pus toată familia, bine. Nu, nu sunt bogați, dar acolo, să știu, bă, auzi, ziua de mâine. Mai ales, te înțeleg la asta, din sărăcia și de unde venim. Asta trebuie primul să învețe și ei, da, exact. Să învețe și ei. Bă, ce a făcut ăla dacă tot am învățat de la el să cânt? Am învățat de la el să fac bani și dedicațiile și țipătele. Hei, hai să fac și ce face el din punct de vedere caracter. Să învăț și asta. Ce face ăla? Uite, dă lui mama lui 3 lei, lui tata lui, dă și la frații lui. Dă și... Învață-mă asta, pare să mă bucur cu totul, știi? Pe chestia asta, probabil, când o să am eu, așa, că o să-mi fac și eu un plan de viitor, uite, vreau să fac o emisiune a mea, vreau să-mi fac un studio foarte mare, deja toată locația, e totul pregătit, decât trebuie să pun piciorul în prag. Atunci o să am timp și o să-mi fac pe tema asta doar dezbaterea pe genul ăsta de a vorbi, știi? Foarte bine, foarte bine. Pentru educația lor. Și chiar cred că așa se va numi educația... Educația lor. Lor. Doamne măcar ajută. Să înțeleagă ei, că nu am nevoie ajută. Decât ei să înțeleagă. Atâta, pe nu-i nevoie de mult. Da. Bravo. Da. Au fost multe lucruri care s-au scris despre tine de-a lungul timpului și ca orice, despre orice persoană publică, despre mine, despre oricine. Și așa cum ai spus tu la început, acum deja ești obișnuit să ieși și rău și binele. Da. Familia ta a fost afectată de asta? Da, păi mai mult decât mine, că la mine știi cum e? Beau apă plată, nu e o problemă, știi, că m-am obișnuit. Dar familia mea, uite, de exemplu, mama se uită la televizor. Și acolo scrie, nu știu ce interlop, l-a lovit. Și mama deja o ia inima, o sună pe sora mea, că știe că eu, dacă răspund bine, cine nu a mai făcut? Iar ce-a mai pățit fractul, ce-a mai, știi? Și zice, stai, mamă, aia sună, sora mea. Ești, mă, bine, sunt bine. Păi, uite, plânge aia pe acasă că zice că nu știu cine s-a luat de tine. O sună, stai, fă, mamă, liniștită, că eu așa vorbesc, să nu se spere lumea. Da, 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 da. Noi așa vorbim. Așa pe astea alint. Stai, păi, alint. La mine, da. Stai, la, mamă, la soră și la mamă, da. Asta e alint. Stai niște că sunt ok, jur că sunt bine, uite, nu am nicio problemă. Așa scriu ăștia, dacă ei scriu așa, ce să le fac? Când mi-aduc aminte, eram odată, mâncam copiii într-un apartament pe aici, pe un Bercen, și deodată ne uitam la televizor. Florin Salam și-a luat familia și-a fugit în Spania. Noi, la Părin, stăteam, mâncam. Și mă uitam pe geam să fiu sigur că nu sunt în Spania. Când am văzut ăla, molul ăla sau ce era ăla, că nu mai știu, atunci mi-am dat seama că sunt în România. Au nebunit mă așa de tot, ce ai? Nu. Și deci așa că... familia a fost afectată. Nu? Familia e afectată. Și la mine la fel când scriu ăștia. Eu m-am us. Da. Da. La un moment dat devii imun. Nu mai... Da. E exact ca și cum ai avea vaccinul de știri rele. Da, probabil. Ce nu ai vrea niciodată să afle copiii tăi sau familia ta despre tine? Dacă e ceva care există, aș vrea să știe. Nu știu cum să zic acum. Dar nu aș vrea să afle ceva ce nu e adevărat și să creadă și să sufere pe o situație. E adevărat pe ceva care nu ai făcut. Și sper să afle de mine tot ce e de aflat, dar să fie numai de bine. În primul rând să fiu sănătos și să fiu liniștit, să nu m-am gândit să afle că am vreo bilă pe la Miami. Ce fel de bunic ești? Sunt mai puștan decât ei. Sau nu știu cum să zic, mai mic decât ei. Cât timp au ăștia mici? Stai puțin că, uite, mă întreabă cineva, auzi, dar câți ani are fiitul? Mai merg, fiii mei merge cu mine la luni. Și eu îl sun pe un șofer de-al meu să întreb câți ani are fiitul, că îl uit mereu. Nu știu, crede-mă că știu că unul are un an, doi. Nu știu că am fost în Germania. Bravo, știi, bine, să vorbim aia, da. Da, da, da. Da, da, da. Stai, mă, uite, îmi face semn totul. Îmi face semnul de-al meu. Stai, știu că unul are 2 ani. Să stați mulți înainte. Și unul are 2 luni. Na, bravo, gata, bravo. Gata, am spart gheața. Și te-ai gândit vreodată că o să fii bunic așa tânăr? Nu, dar îmi pare bine. Nu mă așteptam așa. Cum a fost când ai devenit bunic? Doamne, mi-era rușine rău de toate că la mă duc. Eu chiar sunt o rușine din aia. Ai simțit-o ca o presiune? Așa, nu știu cum. Nu. E ciudat. E nu ciudat, că nu vreau să-mi supăr copii, nu știu cum să zic. E jale, că nu știu să mă prânz de asta. E o rușine, mamă, eu chiar am devenit bunic. Te gândești la bunic. Dacă e și numele ăsta, exact. Gândești, mamă, ca definiție. Aia, nu știu ce. E o emoție de aia cu o rușine în suflet.
mamă, de acum încolo nu mai pot să fac aia, numai că sunt bunic, vorba aceea. Să-l fie interpretat. Gata, păi ce vorba aia? Ca să-ți vine și ție, omule, mintea la mintea cap. Care ar fi cea mai mare, cea mai de preț învățătură? Da. Care ai vrea să o dai nepoților tăi? Când o să stai cu ei de vorbă, tata, asta e ce-am, da, ce-am învățat-o de la viață. Exact cum spuneai tu mai devreme. Noi, din tată în fiu, cântăm. Da, suntem lăutați. Obligat și normal, și obligat și normal, ei vor cânta. Și așa, învățătura mea este în felul următor. Să nu dați șpagă vreodată să fiți plăcuți în muzică. Punct. Știu eu ce spun. Dacă sunteți boccii, să vă lăsați, să vă duceți la fotbal sau la zugrăveală. Altceva, da. La cătuși. Așa, 2-10. Sau dacă e să cântați, să cântați, mă. Atât. Cântați cu sufletul. Puneți tot. Nu vreau să dați păci să vă aplaude lumea. Sau când e o formație la program, să-i băgați voi un șmecher, să spuneți, uite, dă mie asta, să, că ai vrut și tu să intre eu. Și fă combinați. Ai vrut tu, că eu n-am vrut. Și eu mă fac, nu, că e, nu știu de la... Vreau eu. Nu cu de-astea, că nu o să fii valoare niciodată. Pentru că atunci când ajungi acasă, eu am o vorbă. Că sunt mulți mai bogați decât noi, care sunt mai bogați pe ceea ce spun eu acum, nu pe drepte. Și atunci eu am spus așa, i-am și întrebat odată pe câțiva așa, mă, orice cântăresc de ăsta, ce-o fi el, când ajunge acasă, ajunge și el cu o sumă, nu? Că de-aia a cântat, ce-a făcut. Ai și tu vreo satisfacție cum ai câștigat banii aia? Sau te gândeai, dacă nu făceam aseară două, trei măgării, n-aveam atâtea mii de dolari. Eu când ajung acasă, s-ar putea să am la fel ca tine, sau mai mult, dar pe fără măgărie. Sau și mai puțin. Sau mai puțin. Dar te simți tu bine, da, ajută. Dar poți să dori liniștit și cu fruntea sus, că am bucurat lumea așa, fără să mă pună ăla, să mă pună așa cine simte, nu cine nu. Deci asta ar fi învățătura, da, pentru ei. Să nu dea șpagă să fie plăcuți. Să fie plăcuți pe valoare. Asta e învățătura mea. Florine, vreau să-mi povestești cum ai ajuns aici, dacă ar fi să sumarizezi povestea vieții tale. Cum? Mai întreabă o dată. Cum crezi că ai ajuns aici? Adică, de când ai pornit, de când ești mic, cum ai ajuns aici? Dacă ar fi să spui toată povestea ta cuiva, unui străin care nu te știe. Da. Crezi că e destin? Crezi că e scris de la Dumnezeu? Da. Crezi că e și mâna ta? Ce crezi? Este și dorința mea foarte mare și, cum ai spus tu, cu legea atracției și cu ajutorul lui Dumnezeu. Am simțit asta și știu sigur ce spun. Și să știi că m-am chinuit și foarte mult. Am plâns foarte mult. M-am chinuit foarte mult și nu am spus la nimeni. Pentru că, acum și dacă aș aude ceea ce spun, am copiii mari. Măcar unii dintre ei, că alții oricum nu înțeleg ce vorbesc. Deci e bine și așa, știi? Că înainte eu feream cuvintele astea să le spun, pentru că dacă avea Betty 6-7 ani și eu înțelegea asta. Acum ea are 20 de ani, ea oricum a aflat pe YouTube multe și nu știu ce. Eu m-am chinuit foarte mult. Poate de multe ori am vrut să renunț la ce îmi place cel mai mult. La ce cânt? La ce meseria mea. Ce să faci mai bine? Dar, probabil și răsplata de aia a fost așa. Pentru că, zic eu, chinul și durerea psihică nu are preț. Și atunci vine un fel de plată de acolo, dumnezeiască. Răsplată dumnezeiască. Cum? Mă, ce ți-ai dorit tu? Da. Hai, să răcorești lumea. Și cu bani, și fără bani. Cu lumea, că ne-a dat Dumnezeu de toate. Hai, na, poftim atunci. Să-ți mai alini și tu durerea. Deci asta e. Deci o vezi ca și ca un destin, dar știi că nu-i foarte mult. Asta, așa am spus, da. Și prin nedormire, nu știu, am nopți întregi, ani de zile. Deci mi-aduc aminte când am făcut nunta, prima dată. Eu am plecat de la nuntă, cântam la nuntă în București, ca să vezi că nu aveam nicio zi liberă. Am plecat în Turcia, eu am făcut nunta în Turcia, știu. Am terminat nunta și am venit înapoi la Giurgiu, la nuntă. Deci eu n-am avut ce să spunea de lună, de miere. Bă, știam eu ce înseamnă lună, de miere. În viața mea nu știu ce înseamnă. Acum aud și eu pe la alții, știi? Da. Deci, chin. Și nu neapărat că trebuie să vin să mai
fac bani o lună, 1000, 2000, 7000, nu? Că aveam bani de la nuntă, de acolo. N-aveam încotro, nu puteam să spun la oameni. Nu, n-ai cum. Înțelegi? Și am zis acum că tot vorbesc, dacă e să mă ajute Dumnezeu să împlinesc eu, trebuie să mai fac. Sunt cu Roxana, care am trei copii. Domnule, să vă trăiască, să fiți sănătoși. Să rămână și ție și tot bine, domnule. Și dacă de data asta îmi fac o nuntă, că tot în străinătate o să fac, de acolo nu mai pleca a doua zi la altă cântare. Vrei vacanța de miere? Da. De acolo nu mai plec. Dacă rămân... tot să duce toată lumea Maldives acum, că asta e trendul. Da. Asta e moda cu Maldives. Da. Cum vezi industria din care faci parte? Industria muzicală în momentul ăsta, cum o vezi? La ce te referi? Adică, din punct de vedere al trendului. Văd că este un trend nou în comparație cu manelele care au fost până acum, gen da. Tu, Adrian și trendul ăsta. Da. Și se schimbă, vine o generație nouă de spate. Da. Total diferită din punct de vedere muzical. Da, total diferită. Mai ales în lumea noastră a lăutarilor. Nu pot să critic pe nimeni. Eu apreciez doar când văd că... Nu, asta e răspunsul meu. Da, da. Apreciez când văd că orice melodie care apare pe piață, poate să cânte Ilie, Gheorghe, etc. Important e că ajunge undeva. Nu e a mea, nu e nici a ta, e a lui X. Da? Exact. Ok. Nu neapărat trebuie să-mi placă mie melodia. Să placă publicului. Să placă publicului. Publicul e puțin diferit. Sunt mai mulți copii. Uite, stau și mă uit la copiii mei. Maria are 5 ani și stă și ascultă mai mult melodiile astea de copii. Da, da. Cam astea sunt, știi? În afară de vreo doi care simt eu de acolo și îi respect, restul mai mult melodii de copii. Și copiii stau mai mult pe telefon. Așa e? Decât noi exact. Acum. Pe de-aia aș petrec timpul pe telefon copii. Dar eu spun, pe calea asta le spun așa, să se gândească și la melodii de nunți, că vor rămâne doar melodii de astea de YouTube. La o nuntă, nu știu dacă cineva merge YouTube-ul. Cere melodia aia. Nu, e foarte corect. Eu vorbesc în termenii mei. Nu, dar e foarte bine. Așa e. Așa că eu îi ajut cu vorba asta. Cine vrea să înțeleagă. Da, cine vrea să înțeleagă. Ca da. Experiență. Da, da, da. Oricum. Și la un moment dat cântările vor reveni. Și nu poți să treci doar din YouTube. Nu revină, frate. Crede-mă că oamenii sunt supărați. Eu îi simt. Oamenii sunt supărați că nu mai sunt petrecerile care erau. Nunțile, botezul. Erau obișnuiți să se distreze. Și pentru mulți e ceva important în viața lor. Să-și facă nunta, un botez. Se naște un copil, trebuie să se duce să-l boteze. Nu poți să nu duc la biserică și gata. Ei vor un lăutar să le cânte, să scoată focul ăla. Dar așa e tradiția. Și așa e... Pământul la noi, cel puțin în România. Exact. Și la români, și la țigani, nu doar la țigani. La toată lumea. Și atunci că vor veni vremuri care trebuie să fie pregătiți să uite cu puțin doar de YouTube. De YouTube. Da. Așa e. Da. Ai avut perioade după ce ai ajuns foarte cunoscut, da, și faimos, în care ai avut de multe ori să te lași. Da. De ce? Mi-am spus, din cauza răutăților. Și am avut bețe puse în roate, să zic așa, chiar din... branșa noastră de lăutari, de muzicanți. Mai mult decât. Că eu mă gândeam, bă, oamenii normal pe mine mă iubesc. Și șmecherii mă iubesc, pentru că eu îi răcoresc. Am văzut oameni reci care i-am făcut să plângă. Și nu s-așteptau nici ei. E greu, e greu. Nu s-așteptau nici ei. Chiar m-au apreciat foarte mult pe tema asta și... Dar am avut bețe roate de la niște persoane care tot vedea cum urc și urcam și poate eu nu mai realizam, pentru că atunci când îți place ceva, nu te gândești doar la ce faci. Și ei cu o vorbă două au reușit să-i supere pe oameni cu anumite discuții care le făceau ei neadevărate. I-au influențat, da? Înțeles. Și atunci m-au tratat un pic altfel. Niște persoane care eu deja aveam suflet pus acolo. Și am suferit pe tema asta, că na, puteam eu să zic, Doamne, pe dreptatea mea există lege. Nu, exact, da, da, da. Nu, eu sufeream mai mult din cauza de ce? De unde a apărut treaba asta? De ce să mi se întâmple așa? De ce să fiu... Înțelegi? Și asta a fost o suferință psihică care mi-a cauzat. Te-a afectat. Mi-a cauzat între timp. Și asta ai vrut să te și lași. Da, da, da. M-am apucat foarte mult să beau prostii. Am ajuns pe la spital.
Pentru că sunt un om, ți-am zis, care suferă. Pui la suflet. Asta e. Poți să mă identific cu asta cu tine, că cu toate că și eu par mai altfel, așa sunt și eu. Și eu tot la fel până la suflet. Adică oamenii te respectă foarte mult, pentru că din ce se vede și pe video și pe audio și pe tot ce faci, tu spui sufletul pe tavă. Adică dai tuturor tot 100%. Ești exact cum spun ăștia mari. Ai văzut Mike Tyson, Michael Jordan, toți. Tu ești Carpe Diem, adică dai 100% și, ca și cum ar fi mori. Adică nu dai jumătate de măsură. Am înțeles. Crezi că pentru talentul tău, mie mi se pare că dai viața întreagă, adică dai tot talentul tău. Crezi că lumea te apreciază destul pentru asta? Sau simt lucrul ăsta că tu dai tot sufletul tău, că pui sufletul pe tavă? Și eu simt asta în primul rând. Și mă gândeam la ce ai întrebat tu acum, pe final. Ai spus, crezi că oamenii apreciază ceea ce tu faci cu drag pentru ei? Nu cu gândul la bani la un moment dat. Exact. Te duci și cânti, când te doare gâtul. Când ai cântat și cu vocea. Da. Știi, te doare gâtul. Poate normal trebuie să dea un ton, două mai jos, să cânti și tu cum poți. Că oricum ești Florin Salam și îți faci treaba și ai plecat. Nu, frate, eu m-am chinuit. Beam ceva ca să pot, decât să dau un ton, două mai jos. Beam ceva ca să pot să rămân la același nivel, să pot să fac datoria față de om. Te sacrifici. Adică asta am vrut să spun. Am avut momente când am gândit că bă, s-o merita? De multe ori să fac așa ceva? Să merită noaptea asta să beau sticla aia doar ca să pot să cânt? Ca să simtă lumea bine, să zic că i-am dat lui Salam, alții bani și a venit și... Bă, nu, m-am venit cât am 2 ore, luam bani și plecam, nu? Că banii oricum luam dinainte, nu? 3 lei, 5 lei, care erau. Dar totuși, când simțeam privirile oamenilor, mă gândeam că nu am cum. S-a întâmplat de multe ori să iau o sacoșă de bani și când ajungeam acasă pentru faptul că poate de multă ori gâtul nu mai răspundea. Bravo. Și plângeam. După ce împărțeam banii cu băieții, plângeam acasă. Zic, eu nu merit banii ăștia. Îți jur pe viața mea. Așa spuneam. Eu nu merit banii ăștia. Nu merit. Nu am cântat nici de sfert din ei. Că am stat la program în loc de 2 ore, 3, măcar să simt eu că am mai stat o oră în plus, că nu am fost eu mulțumit de cum am cântat, ci... dar oamenii poate n-au auzit ce eu făceam în mintea mea. Știi? Tot procesul tău de gândire. Oamenii erau mulțumit că mă dau pe scenă, numai că nu răspundea mie. Că, așa cum vrei tu. Gâtul nu e fier, gâtul e carne. Normal, da? Și normal. Atunci azi poți sau să nu e mașină, nu e robot. Da, azi poți să când să rupi și mâine să pii puțin răguci sau mai mult și să nu... pe mine mă durea asta, nu din cauza mea, că nu pot eu să le cânt eu cum aș vrea. Dar să știi că oamenii erau mulțumiți. De multe ori și eu eram un prost, că mă duceam prea departe cu... Dar asta mi-e tel. Știi? Dar crezi că ești apreciat? Să dau totul sau nimic, da. Crezi că ești... Sunt, nu am cum să zic că nu sunt apreciat. Doamne iartă-mă, aș fi nebun și simți bine, asta, da. Numai că noi spunem imediat suflet și ne supărăm și uite, vezi, ăla mi-a vorbit rău, nu mai merită și nu știu ce. Da, până la urmă vine vorba aia, bă, tu te sperii de o picătură dintr-un ocean. Bravo. Eu am învățat o vorbă mișto mai de mult, care mi-a spus-o cineva și m-a întrebat cineva într-un interviu. Și Damian, dar cum se face de ție nu-ți pasă și mergi mai departe? Zic, pentru că de fiecare dată când unii aruncă cu pietre mine, eu iau pietrele alea și construiesc cât un bloc. Ce frumos! Dar așa ai gândit din prima? Nu, dar a durat ceva până când... Normal, până când devii de piatră. Păi așa, și eu pentru o picătură și eu renunțam la un ocean. Vezi, exact, până am zis, exact. Băi, n-are rost. Și cred că asta, dacă ar fi să mă duc, dacă tot împărtășim unul cu altul, că vezi că nu e ca un interviu... Da. Cred că are de-a face și cu felul în care suntem crescuți noi în familiile noastre la părinții noștri. Pentru că dacă suntem sensibili, suntem imediat punem la suflet, sunt unii și printre noi pentru țigani care, ai văzut, sunt foarte reci și foarte ușor. Da, văzut, exact, dar depinde fiecare cum a fost crescut la el în casă. Adică la mine și dacă îmi spune unul, merg de multe ori cu Uber-ul. Da. Și îți jur, nu vreau să mă jur, normal, făină mâncați aș cu rutărul. Așa? Da? Da. Și dacă îi spun ăla cu Uber-ul. Da. Mulțumesc frumos, la revedere. Și ăla spune, când plec de acolo, pe ce mă ascund? Dacă nu, o jumătate de ori mă gândesc, bă, de ce i-am spus ceva pe dos sau ce l-o fi deranjat sau n-am închis geamul sau am mirosit sau...
Mă crezi? Și la, și la aia mă gândesc atât de tâmpit sunt. Și pe aia... Că e în seamă și pui la suflet. Da. Și hai să spun ceva, ce am gândit-o la un moment dat, că spuneam, auzi, de ce nu sunt și eu ca alții așa mai rece? Eu ce trebuie să iau totdeauna în seamă, după aceea să mă supăr, să beau, să mă duc acasă supărat, mai supăr și pe aia pe acolo, că mă văd, iar ai băut, iar te-a supărat cineva. Da, da, da. Iar, de ce? De ce nu sunt și eu ca X? Dau un exemplu. Mai rece așa, care nu ia în seamă și vorbește și mai arogant așa. Și ăla nu e mai șmicher decât mine. Nu e nici pe sfert. Și ăla are un comportament de zici că el e șeful. Da? E. Eu zic asta de nervi în sinea mea, dar după aceea îmi vine mie o voce divină și spune, păi da, dar dacă tu aveai felul ăsta, mai puteai să transmiți, așa. Când cânti? Exact, exact, aia e. Aia e. Pentru că acolo e... Și stilul de a cânta după era tot sobru și nu... Vezi? Că nu să... Trebuie să plătești cumva. Trebuie să plătești cumva. Exact. Da, asta e viața. Cum arată o zi din viața lui Florin Salam? Când te trezești? Când te trezești, până te pui înapoi în față. Cum ar trebui să mă vadă Roxana mea? Cum arată? Ce n-ai mai zic? Dacă ajung acasă treaz, arată perfect. Dacă să-mi ia trei, să stai, să zac până la 8 seara. Știu cum e normal. Trezesc, dacă mă duc la studio, cineva să mea, iar pleci. Da, eu o iubesc din suflet, jur pe mama mea. Da. Și da, mă duc până la studio, mai găsesc o dedicație de făcut, mai fac 3 lei, 5 lei, cum sunt vremurile acum, nimeresc. E bine, dar cum să arată? Nu arată o zi obișnuită ca la omul normal. Nu, e mult departe, jur. Am și zilele dintre alea, dar deocamdată am 4% zile dintre alea. O să devină zile ușor, normale. Ușor. Și pentru mine, dar cât de curând? Cam zic în 2-3 luni, zic, după ce pune tot pe picioare. Doamne ajută! Doamne ajută! Cum iubești? Cum iubește Florin Salam? Ai de cap, mai mult ca pe el. La mine, iubirea asta îmi dă și viață, dar mi-o și ea. Eu de-aia sufăr mult, că dacă știu că te iubesc și tu îmi dai viață, cum îmi dai viață? Prin cum mă privești, cum îmi vorbești, cum ești lângă mine, cum ești, felul tău, îmi dai viață. Dacă ești altfel, câteodată, mi-o și ei. Deși sunt orgolios, zic, hai, du-te, pleacă, du-te, lasă-mă. Eu zic, dar eu în timpul ăla mă îmbolnăvesc. Și uite că recunosc, că spun... Deși, da, și ce? Și ce? Bă, sigur că... Deși cine îmi face rău la un moment dat, fără să-și dea seama, îmi dă și o șansă de a nu ajunge mai departe. Băi, gata, ai... Nu. Deci intru eu într-o chestie care îmi fac rău singur după aceea. Știu. Știi, dar nu vreau să apuc să-mi dea foc cineva. Știi? N-are rost. Bă, dacă n-are rost să-mi dai foc, măcar voi ai mei. Străinii sunt străini. Deja n-ai pretenții. Bă, dar ce ai mei? Și când sunteți ai mei? Nici acolo, pe acolo, sufăr eu la străini și pun suflet pentru ei. Dar pentru ei mei, când vorbesc de copii, de frați, de nevastă, de părinți, cum dracu să nu sufăr? Sufăr, mă îmbolnăvesc. Dar cât de mult simt aici ceva, după aceea cu îmbrățișări și o mânghiere, bă, îmi revin. Imediat. Da. Ai nevoie de iubire, de dragoste. Da. Când e supărat, unde îți găsești puterea? Acasă, cu copii. Dacă treci un copil și mă ia în brațe, mai ales, uite acum cum sunt, mă iubesc pe toți, că nu sunt un nebun. Dar Maria asta mea m-a mâncat. Asta numai când pune mâna pe mine... Te leșine. Dacă mă uite, iar zici numai de Maria și cu tare, că de-aia ești nebun, că zici de... Bă, nu, că iubesc pe toți și îmi cer iertare. Și jur pe viața mea că iubesc... E cea mai mică? Nu e cea mai mică, e primul copil care l-am cu Roxana. Deci, are... deci e cea mai mare din copil care l-am cu Roxana. Da, m-am nu așa de ea o milă, de asta care m-a zăpăcit cu capul, când o vă mi se moaie picioarele. Știe și ea. Pe baza asta ești, bate cel mai mult joc normal, de mine. Da, de capul meu ce face cu mine. E ciorancă rău. Ce crezi? Ce-ar și mare simț cum cântă. Dar și Rania la fel. Bă, iarăși vorbim, vezi? Da. Chestia. Da. Aștept să crească mai mari, să le vedem pe scenă. Doamne ajută. Care e relația ta cu Dumnezeu, cu divinitatea? Mereu vorbesc despre el și mereu îl supăr. Dar cum îl supăr? Fără să vreau. Nu știu, am niște ispite ale vieții. La un moment dat și nu vorbesc numai de femei sau de Doamne iartă-mă, nu. Vorbesc așa de orice. În general. Care de multe ori n-am putut să-mi țin cuvântul din cauza că
N-am avut încotro, jur, de multe ori nu am avut încotro și a trebuit să greșesc. Că exact ce ți-am spus, bă, ca să nu supăr pe X, trebuie să greșesc eu exact, cu mine. Să-mi încalc. Cu mine. Dar, încă o dată, și i-am mai și anunțat, bă, am o vârstă, am niște copii, voi nu mai faceți niște chestii, vă cer ajutor prin vorba asta care vă spun și mă ascultați acum când o să fie. Bă, voi încerca să gândiți că nu mai pot să-mi permit să pierd timpul de acum 10-12 ani cu niște persoane care oricum le-am acordat cea mai frumoasă atenție și le-am dat cea mai mare putere. Mai am ceva timp care am nevoie să-l folosesc cu familia. Că voi și dacă tine, din trei vorbe mă amențiți, nu că sunt vreun fraier, nu, mă amențiți și eu ba de milă, ba de rușine, ba că trebuie să ajung acolo. După aceea nu mai plec eu, că sunt nebun. Pe aceea nu mai plec eu. Vă țin eu cu șapcă după... Aici trebuie să lucrăm un pic. Ești credincios? Te rogi la Dumnezeu? Te rogi la biserică? Asta am spus, că n-am mai ajuns la biserică de ceva timp și n-aș putea să mint, să zic Doamne iartă-mă, dar de-abia aștept să ajung și să-mi reiau partea asta de viață normală și eu oricum îl am în suflet non-stop, jur. Că n-am cum, îl am în suflet și... Cine simte un om, își dă seama și cum e el față de Dumnezeu. Că de ce? Să vede și eu așa cred. Și eu spun asta cu toată puterea. Bă, te uiți în ochii lui, mai ales la cântăreți. Haide, păi îți dai seama după ce cântă și cum transmite. Bă, e cântăreți. E un bun, dacă m-ar întreba pe mine unul. Bă, uite, ăla cântă, da. Ce zici tu? Că deveni psiholog, vrei, nu vrei, că de atâta lume care ai cunoscut. Da, da. Ia vezi, e un bun? Și eu zic, păi pune-l să cânte. Și mă uit în ochii lui, da. Și aud vocea și glasul. Și îi zbidea, da sau nu. Eu asta ți-o garantez. Testul. Da, asta ți-o garantez. și eu sunt tot la fel, sunt credincios, nu sunt bisericos, adică nu că nu mă duc la biserică, mă duc când pot, dar l-am pe Dumnezeu non-stop cu mine. Tatăl nostru și Doamne Iisus Hristos, da, și non-stop, da, non-stop, da, l-am pe Dumnezeu. Da. Și într-o zi, dacă ne ajută Dumnezeu, că o să vorbim după aia, m-am dus în ultimii ani de zile, nu că a fost sărăcie, să nu spun ca să mă laud, da, am fost de 14 sau 15 la Muntele Atos. Și dacă o să ajute Dumnezeu după ce să dă drumul, poate mergem împreună, să mergem acolo. M-aș bucura din suflet. E cea mai mare, cea mai frumoasă experiență din viața mea. M-aș bucura din suflet să merg cu o persoană. E singurul loc care când ajung acolo, e singurul loc unde se face liniște. Când ajungi... Să știi că am auzit. Nu există. Deci cum ai trecut cu feribotul și ajungi acolo? Te cred. E complet că tot, liniște. Toți care în au fost, suflet, în tot, e total liniște. Toți care au fost mi-au zis vorba asta. Deci m-aș bucura din suflet să merg și eu când tu mergi Doamne acolo. Doamne ajută. N-am pățit asta nici, și nu vreau să spun cu răutate, nici la mormântul sfânt. Ca la Muntreatus. Te cred. Deci în momentul te când cred. Ești acolo, da. S-a făcut liniște în cap, în suflet, în tot. O zi, două, trei când ești acolo, zici că ești, nu mai ești aici. Te cred. Deci te e un, incredibil. Te cred. Care a fost unul dintre cele mai grele momente din viața ta? Prima dată a fost atunci când mi-am pierdut mama copilor mei. Fostata soție. Copilor mari. Da, da. Atunci nu știu dacă pot să descriu, mai ales când am auzit gata, nu mai e. Nu știu, am crezut că am dispărut și eu. Dacă mi-aduc aminte, mă uitam pe un geam, vedeam și situația. Și nu-ți vrea să crezi? Nu că puteam să zic că nu accept așa ceva. Nu pot să zici vorba asta. Nu știam cum să mă prezint eu, nu mai conta acum. Deja durerea era cum era. Nu știam ce fac eu de la doua secundă. O să zic, gata, asta e? Sau cum? Deci nici nu știam ce să hotărăsc primul pas, cum să-l fac, unde să-l fac. Am înnebunit, atunci am înnebunit. Deci am stat, mi-aduc aminte, vreo lună și ceva de zile închis într-o cameră. Am norocul meu că am o cameră acolo unde stăteam eu la casa veche, unde am și saună, baie, tot. Am stat acolo. Nu mi-a intrat decât, îmi punea ca la pușcărie mâncare. Așa deschideam ușa, să-mi pună o tavă de mâncare. Nu vreau să văd pe nimeni. Cum ai depășit momentul ăsta, Florin? M-am gândit că trebuie să mă întăresc eu, deși dacă n-aș fi fost să am copii, atunci nu m-am gândit la treaba asta, că eu am... mințit, am băgălit copiii că mama lor e undeva în străinătate să cumpere mobilă și nu știu ce am zis eu. Cum fac toți părinți? Doamne, iartă-mă, la un necaz ca ăsta. Atunci ei au vrut să cheme un psiholog ca să îi pregătească ei și am zis nu risc, cu copiii mei risc eu, să le zic eu. Și pentru asta a trebuit să mă întăresc
ca să pot să-mi iau putere să pot să dezbat subiectul ăsta. Am cunoscut un tip foarte important. Am cunoscut un tip foarte important în Olanda. Vezi, de la întrebarea asta am transpirat. E ok. Am cunoscut un tip care... Eram într-un turneu mare tot în Europa și era un tip care era prezentatorul concertelor. Nu pot să spun numele lui, că e un tip foarte faimos. Și am ieșit cu el mai de multe ori la masă și la un moment dat ne povestește nouă, tuturor poveste. Eram la un prânz cu Joe Cocker și cu mai mulți cântăreți ăștia mari de tot și eu cu ei la masă. Și Gagiu ne povestește, nu știu cum s-a făcut, adică deja am avut împreună vreo 90 concerte și ne-a povestit ceva, am devenit prieteni, dar nu eram prieteni, adică ne vedeam în fiecare zi. Și zice Gagiu, zice, doamne, acum 10 ani de zi am trecut într-o depresie mare de tot, m-am străduit cu o fată mai tânără ca mine cu 20 de ani, a rămas gravidă, a crescut copilul și pe aia s-a despărțit de mine, m-a lăsat pentru un băiat mai tânăr. Și am rămas cu un copil, o fetiță de 5 ani. Și la un moment dat s-a dus să-și ia o pușcă să se sinucidă Gagiu. Și în momentul când vine acasă cu pușca să se sinucidă, fata din camera altă bate de la ușă și zice, tati, mi-e foame. Și asta a luat pușca. Ideea este că el inițial cu femeia asta care a spus povestea, n-a vrut să aibă copil. Și lasă pușca deoparte și ne spune, ce acum să-mi frică pila pe mine, ce... Ăla a fost momentul când mi-a zis, păi, nu pot să fac asta, că am o responsabilitate să cresc copilul. Da. Copilul pe care el nu-l dorise. Da. Dar mai ales la tine îmi doresc, adică câtă multă putere ți-a dat copiii. Și m-a rămas asta în minte toată viața mea de la tipul ăla. Da, și eu îl înțeleg. Că la mulți oameni asta îți dă cea mai mare putere. În situații de genul ăsta, bine, că la el nu era așa, aia l-a lăsat. Exact. Deja... Era altfel. Da? Era altfel, dar totuși, când iubești pe cineva... Când iubești pe cineva, dacă stau să mă gândesc și la situația la care ai povestit tu acum, bă, frate, dacă iubești pe cineva, doar moartea te poate despărți. Exact. Deci e mai ușoară asta decât să te părăsească cineva. Exact. Și că știi că a plecat cu cineva. Atunci eu cred că e mai și greu. Și el atunci a devenit slab încât vrea să-și ia viața. Eu l-am înțeles. Uite, cum povestea, înțelegeam. Dar până la urmă, ce vină aveam în copil așa? Că totuși vezi că Dumnezeu l-a salvat pe el în ultima secundă. Exact. Tot un copil. Știi că, uite, acum că mi-ai adus aminte. A fost testat un om, cel mai rău om din lume, adică om fără suflet. A fost testat cumva să vadă, mă, cât strop de bunătate are în el. Cum? Deci am aflat și eu că m-am perindat până tot pământul ăsta și mai afli una alta, știi? Și spune un om care a făcut numai, a omorât lume, nu avea milă de nimeni, de nimic. Acum e la un moment dat... Situația face că avea o fetiță, că mi-a adus aminte, că de aici plecă ideea. Avea o fetiță. El la un moment dat a omorât pe nu știu cine, l-au luat gaborii și l-au arestat. El tot așa se zbătea cu ei, înjura, scuipa, nu accepta nimic de la ei, răutatea aia din el. La un moment dat ce fac ăștia? Îl ia cu lanțurile legate de picioare, de mâini, și îl bagă într-o cameră, așa cum ar fi asta, numai că, ai văzut că la studio e un gemule și tu vezi de aici acolo, dar de acolo, da. Nu. Și o băgase pe fetița lui pe un scaun, pe el legase. El vedea, știi, pe fata lui, nu avea nicio reacție. La un moment dat a trecut o oră, două, nu știu, o zi, la copilul s-a făcut foame, știi? Și a început să plângă. Fetița avea vreo 5-6 ani. Am înțeles. Și a început copilul să plângă de foame. Ăștia tot nu i-au dat. El ca să-l sensibilizeze. Da, pentru el, asta era făcut expres pentru el. El deja a început să uite așa, mai cu atenție la copilul lui. La un moment dat, ăștia ce fac? Copilul tot plângea, urla de foame. Au luat două felii de pâine la care le făcuse cum să aibă mirosul ăla de pâine coaptă, ceva de gen, da. Și a pus o piatră plată, o piatră, da, cum vedeam înainte pe șosele, știi? Da. Plată și a pus-o în felile alea de pâine, știi? Și s-a dus să-i dea la fetiță să mănânce, să muște de acolo. El în momentul când el a văzut că el vedea, asta era făcut despre ca el să vadă tot. Când s-a dus să-i dea și a vrut să muște fetița din ea, el atunci a făcut, a țipat, ia, a făcut o durere dintre aia din el, știi? Un sunet din ăla de durere. Și atunci au realizat că și cel mai rău om are suflet, frate. Deci n-ai cum, fața la copii... Nu mergi. Nu merge. Deci copiii ți-au dat putere în momentul ăla cel mai greu. Cum?
Și al doilea moment greu, care a fost? Și la fel de mare. La fel de greu. Și asta a fost cu fratele meu, cu Nelo, cum știi? Că uite, s-a întâmplat și cu tata, că mi s-a întâmplat una după alta mie. Și de aceea n-am mai avut chef nici să cânt, nici să... Chiar, uite, pe tema asta vreau să-mi cer iertare în față la mulți oameni care probabil n-am mai ajuns la multe cântări din cauza psihicului. L-am rezolvat și cu bănunți și cu toată lumea. Cu... Pentru că n-aveam cum să mă duc pe bune, să pot să mai te duc să cânti la o nuntă când te așteaptă lumea să faci fericită și să... Nu poți! Și nu pot să mă duc acolo, dar cum spuneau mulți oameni, vină Florin, uite, îți las banii, destui bani. Nu mai e vorba de bani. Decât să stai pe scaun și nu ne dai nimic înapoi. Păi nu, decât să vină și să uită lumea la mine. Nu am zis, la nu ce pot. Diferență a fost între taică-tu și Păi, la vreun 2 ani. Deci, pac, așa cu greu a fost și cu tata și cu fratele. Deci nu mai, foarte greu, asta este nedescris, știi? Și mai ales cum s-a întâmplat acum cu fratele. Asta cu Nelu a fost total după altă... Asta a fost. Dar Dumnezeu e bun cu noi și ne învață El cum să trecem, să ne luăm puterea. Când ai plâns ultima oară? Păi asta eu plâng în fiecare zi. Sincer spun. Asta dă dovadă de putere. Știi, nu? Nu știu, că de multe ori mă gândesc că zic, bă, s-or fi plictisit ăștia și de câte ori mă văd plângând. Ăștia-i mei care stau acasă, nu mai zic, Roxana, mă vede Roxana mea, copiii la fel, Maria la fel, că eu dacă ascult o melodie acasă, că mai mă uit pe YouTube, pe asta, și mai sunt melodii, nu neapărat să cânt eu, nu, o melodie poate să cânte oricine, să fie de fată sau nu știu ce, să fie cu foc, cu gust, da, nu acceptăm noi orice. Și eu plâng. Deja nici ei nu sunt. Înainte mă întreba, dar de ce? Acum trec pe lângă mine plângând ca și fi neplângând. Că sunt obișnuiți. Și plâng de câte ori simt. La un moment dat mă trezesc plângând. Jur. Depinde ce ascult. Că totul pleacă de la melodie la mine. De aici pleacă. Dacă ascult o melodie, acum sunt fericit și ascult o melodie de copii și de aia, imediat îmi schimbă starea. Da. Prezintă-te cum ar face un dușman de-al tău. Cum? Da. Ce ar spune un dușman de-al tău despre tine? Așa, ca să înțeleg. Bă, dacă e dușman, ce poate să spun? Numai lucruri. Dacă ar fi un dușman... Un dușman prietenos. Nu, un dușman corect, până la urmă. Adică dușman, dar totuși... ca să pot să dau un răspuns. Da. Ar spune așa. Bă, omul ăsta nu merită să-i facem bătrâni. Omul ăsta merită să-l lăsăm să-și trăiască viața că pe care o are. Atât. Și când avem nevoie de el, să ne și bucure. Păi dacă noi îl supărăm, cum să ne mai bucure? Hai să nu-l mai supărăm, ca să ne bucure. Ca să ne bucure. Frumos. Hai că am găsit ceva. Spune-mi o situație care te-a făcut să-ți pierzi mințile. Când te-ai îndrăgostit, când ceva care te-a făcut să-ți pierzi mințile. Da. Deci... Și la prima și la a doua am simțit aceeași emoție. Și știu, uite, de acum vorbesc de Roxana mea, că dormeam cu poza ei la cap. Deci, jur, îți dau cuvântul meu. Și mie nu mi s-a întâmplat așa în viața mea. Deci, ți-am zis că n-am avut decât pe când prima simțeai că, și când simțeai doua. Că mor dacă nu ești cu ea. Frate, dormeam cu poza ei. Deci eu puneam așa poza la... Dormeam la hotel pe vremea, da? Și puneam așa poza, era un băiat care tot timpul stătea după mine să-mi aducă haine, să-mi aducă nu știu ce, stătea nu stau după mine un prieten al meu, care am botezat și fata, și el știa. Gata, când veneam eu de unde veneam, găseam poza acolo pusă, cu tare patul făcut, mă uitam la ea, când că nu luasem și nu eram sigur dacă o să fie Roxana, noapte bună, să rămână, te iubesc, nu știu ce, și mă rugam la Dumnezeu să fie cu mine. Și uite că mi-a dat tot Dumnezeu. Da. Povestește-mi un moment în care ai fi dat orice ca să poți să faci pe cineva drag sănătos. Și la Fănica, și la tata, și la Nelu. La toți. Aș fi dat tot. Aș fi dormit, cum am eu o vorbă, când aș fi dormit în canal. În canale cu toți copiii mei. Ne înveleam cu cartoane. Dădeam tot să iau. Dar să iau lângă mine. Și mai avea frate meu o vorbă. Bă, noi ăștia care ne iubim. Ce frumos ar fi să avem o viață normală cu toții. O viață să trăim
cât se trăiește, de o vârstă normală, cum trăiește un om normal, da? Și bă, și când murim, să murim toți odată, mă. Ca să nu mai sperim unul după celălalt. Asta era vorba lui. Da. Care este cea mai mare frică ta? Da, prin restul am trecut prin ce am trecut și m-am săturat de problemele astea. Nu vreau decât să am copii sănătoși ca să nu mai am frică nimic. Că restul nu mai am nicio frică. Așa e, când treci prin toate astea? Să am copii sănătoși, să am persoanele astea de sănătoase. Să fie sănătoase. Atât. Persoanele apropiate de ție. Atât, da. Restul știu să trăiesc și cu 3 lei și cu un leu. Și cu leu și cu nimic. Nu mai mă cântă pe mine, nu mai mă... Nu știu cum să zic, mai înțeles ce vreau să spun. Ți-e frică de moarte? Am momente când da. Și îmi pare rău că spun vorba asta. Dar nu știu de ce. Asta mi-e numai când am stări proaste. Mă gândesc la asta. Deși în același timp mă și contrazic. Bă, dar ce prost sunt? De ce? Toată lumea... Bă, când o fi să mor, mor și eu o să stau cu frică. Păi, de ce să fiu diferit la situația asta? Când o fi să fie... Dar totuși am o frică. Și nu e bine, că asta nu e bine. Trebuie să merg pe la biserică. Că asta nu e bine. Am aflat și eu. Și simt eu că nu e bine să ai frică asta. Că după aceea îmi dau putere singur și spun, da ce, nu e frate meu acolo? Păi și de ce mai mi-e frică? Tu ești binecuvântat, nu ai cum să-ți fie frică. Nu, eu am, da, am vrut să răspund sincer. Da, corect, corect. Doar când am stări. Știu, nu, am stări de astea, dar, și... dar când sunt așa bine, psihic și alea, crede-mă că n-am nicio problemă. Zic, ce vrea Dumnezeu, pe bune. Dar când, am niște stări de alea... Când ai starea de când te simți slab. Da, și tot la fel, când mă simți slab, atunci vine, da, vin gânduri pe dos. Da, eu pot să când sunt obosit... Pot să scap de stările alea, ca să nu mai gândesc să mai îmi fie frică de asta, că, dar trebuie eu să-mi îndrept niște lucruri. Exact. Da. Hai, da. De ce crezi că ai așa de mult succes? Nu știu, de ce cred? Și acum să zic, păi merit. Cu toate că n-am zis rău. Nu, așa e. Te spun și exact. Spun, da, și prin muncă, și prin implicarea mea. Vis-a-vis de e clar că dorința muncești, de a bucura enorm, oameni. Muncești enorm. Dorința de a bucura oameni. Eu dacă mă pun pe scenă sau dacă merg la un studio să fac, creez o melodie, nu mă gândesc să... Mă gândesc, mamă, cum o să fie lumea după ce... Deci îmi pasă. Și mă gândesc, mamă, îți dai seama cum o să fie lumea după ce scot melodia asta? Deci imediat în capul meu asta e. Dacă aș gândi că s-o scot așa și... Cred că n-ar fi ok. Dacă când tu pleci de acasă cu o melodie în minte și spui, da, abia aștept să scot asta, să o asculte lumea. Și atunci, rezultatul cum ar trebui să fie? Hai mă, că ne-ai făcut ceva frumos, mulțumim. Da. Și de-aia vine succesul, nu? Așa e, așa e. Dacă ar fi să readuci pe cineva în viață, care nu mai e persoana aia, pe cine aduci? Asta e grea rău de tot. Mamă, ce... Păi... Eu nu pot să fac o alegere între oameni care iubesc. Eu, mai bine nu mai zic nimic. Dacă aș putea să-i aduc pe toți odată, da. Dacă nu, spun să mă aștepte, știi? Dacă ai avea 48 de ore de trăit, ce ai face? M-aș juca la Dumnezeu să, să nu treci mai mult, să treci mai mult. Sau, dacă ar fi așa, asta, fii atent, asta 8 ore cu familia, fii atent ce spun. Și aș vorbi numai de bine. Bă, oricum viața se termină. Bă, iubesc, aveți de toate, v-am lăsat și eu ce vreți voi. Fiți cuminți între voi, ajutați-vă, faceți ce am făcut eu cu frații mei, ca să stau liniștit acolo. Și 40 de ore le-aș bea. Bravo. Păi de ce să... Măcar să simți bine. Păi, na. Florin, în încheiere, vreau să spun câteva întrebări importante. Da. Ai timp pentru tine? Că nu vreau eu, nu. Dar la asta lucrez. Și sunt sigur că voi răzbi.
că eu de 50 de ani n-am timp pentru mine. Păi nu vrem noi, că suntem nebuni. Adică să mă duc și eu să joc două ore tenis, să mă duc să pot să mă... Că noi de așa ceva avem nevoie, să ne eliberăm psihicul, cum să spun. Oricum, tu ai o schimbare extraordinară și stau cuvântul meu că ți-o spun. Eu te-am văzut așa, nu te-am văzut așa, față-n față. Mai mult. Felul, cum m-ai slăbit, cum arăți, cum te întinerește și îți dă și o poftă de viață. La asta trebuie să lucrez și eu. Bă, și nu e atât de greu. Trebuie să pui piciorul în prag. Dar n-ai timp pentru tine. Ca prostul nu, dar trebuie să rezolv. Ai timp pentru tine și cu copii? Cu copii? Cu ăștia mici, să știi că au fost mai norocoși de mine. Ai și cu pandemia asta, mai ales că n-am mai cântat. Așa și la mine cu băiatul. Cu toate că e încă greu, că plec acasă de la 6 dimineața și mă întorc la 1 noapte. Ai timp să te uiți la un film, să citești o carte, să asculți muzică? Spre rușinea mea, cărți nu am citit. Dar la filme mă uit. Și eu încerc să mă uit la filme, dar mă ia somnul. Că n-am pus să mai termin de la oboseală. Te cred. Eu să știi că rezist, în mare parte rezist la filme. Cu cărțile am o problemă, că n-am citit și eu niciuna, dar nu știu, trebuie să sparg gheața să zici, că sunt sigur că mă vor ajuta. Crezi că ar fi, eu personal, aș vedea, sunt niște voci în lume care au fost considerate la un moment dat cele 7 minuni ale lumii. Nu știu dacă știi. Cum este Ibrahim Tazăsel în Turcia. Da, am zis. Nustrah Fateh Ali Khan, ăla gras din Pakistan, care a fost considerat una dintre minuni. Și încă 5 sau 6 din Spania, Camaroș, așa. Da. Și eu personal, în opinia mea, eu cred că tu faci parte unul dintre ăștia. Și aș considera într-o zi că tu ar trebui să existe o metodă a ta, a unei școli Florin Salam. Nu mă refer o școală de muzică lăutărească unde să ai alți lăutari. Nu, doar metoda în care oamenii vin din toată lumea să învețe metoda ta. Cum să duc la aia să învețe India, muzica carnatică. Imediat îți spun și despre asta, că în Olanda a fost undeva muzica mea să preda în școlile din Olanda, la orele de muzică. Din câteva melodii, ce au ales ei, nu toate prostiile, că n-am, mai cântam și noi pe la nunți. Că ne dăm după oameni, noi, nu tot ce cântăm noi e ok, știi? Dar n-are de-a face ce cântăm noi cum gândim noi muzica normal, la un moment normal, dat. Normal. Pentru că tu la un moment dat trebuie să vinzi și ce nu-ți place. E altceva ce faci pentru alții, altceva ce... Dar, acum, revenim la întrebarea de că vorbeai de 7 minuni, care eu n-am auzit de chestia asta, dar o gândeam acum pe loc. Păi, probabil, dacă eram din altă țară, era așa 8-a mine, probabil, dacă eram din altă țară, dar, vezi tu, și mai ales că suntem din România, nu avem și noi un pachet de oameni în spate să intereseze și de genul ăsta. Cred că tu ai fi singurul. Dacă... Cred și nu vreau să fac asta o promisiune aici, care asta rămâne pe istorie aici. Cred că nici eu acum câțiva ani de zile aș fi dat vina altfel. Nici eu nu eram gata, nici tu ca vârstă, să facem ce putem să facem acum. De vedere. Ce frumos. Mai să zic, pentru că amândoi aveam alte priorități și era altfel lucrurile. Da. Cred că ăsta e momentul unde lucrurile pot merge în altă direcție, că ne-am dat și noi seama de ce se întâmplă, am trecut și peste toate nebuniile de la băutură, la toate prostiile de lume și acum, băi, e important să rămână și ceva în urmă. Păi asta e, asta este. Și până la urmă îți dai seama că... Și e păcat. E păcat. E păcat, frate. Da, pentru că trebuie să ajungi la o maturitate unde îți dai seama că nu totul e doar banii, casele, mașinile, femeile. Eu am stat și m-am gândit că dacă nu realizezi, uite cum ai spus tu, bă, trebuie să lași ceva în urmă, nu te gândești doar bani, să lași, uite, ai adus un stil care toată țara cântă după mine. Și tu știi foarte bine, și la nu noi toată în gen, țara. Ce la faci tu, gen. Poate să fie în toată lumea. Păi, vorbim acum, deci, de prezentul ăsta, da? Bă, și atunci... Bă, chiar îl supără pe Dumnezeu să nu lași ceva. Că nu mai e vorba că n-ai lăsat. Bă, super, bă, ți-am dat un dar mare. Ce-ai făcut? L-ai închis în pivniță, ce-ai făcut? Bravo. Și ai aruncat cheia. E o poveste într-o carte pe care vreau să-ți o împărtășesc cu tine. Paulo Coelho a scris o carte, Alchemistul, și o poveste foarte faină, care era un preot care s-a inundat satul în care tăia. Și au venit ăștia la el și spune, părinte, hai să mergem, că gata, o să inundează. Și deja era apa înăuntru. Și părintele îi spune, pe nu, că pe mine mă salvează Dumnezeu. După o oră, două, vine ăștia deja cu bărcile. Părintele era deja pe cruce sus. Părinte, trebuie să mergem, că o să vă necați. Nu, că pe mine mă salvează Dumnezeu. După care, mai trece ce mai trece, părintele era deja sus pe crucea bisericii și vine aia cu elicopterul să-l ia cu scara. Părinte,
hai să mergem că muriți. Da. Nu că mă salvează Dumnezeu. Moare și ajunge la Dumnezeu. Să uită la el, Doamne, dar de ce nu m-ai salvat? Păi eu ți-am trimis, mă, și mașini și elicopteri și de toate. Cam așa e și asta cu harul. Adică ți-am dat un har. Da. Și trebuie să faci ceva cu el. Da, adică, da. Și da. Cred că în toată călătoria ta, tot ce ai făcut până acum pe drumul ăsta, ai construit ceva, dar acum, într-un setup organizat foarte bine și cu niște linii trase foarte, foarte concrete, cred că poți să lași ceva în urma ta uriaș. Sincer. Adică ca o tehnică specială, așa cum oamenii ascultă sau merg să studieze muzică indiană sau muzică arabească sau muzică, așa ar putea să fie pentru tine. Îmi doresc chestia asta și, uite, nimic nu e întâmplător. Știi? Nimic nu e întâmplător. Uite că sunt și lângă tine acum să vorbim chestia asta și chiar mi-ai dat o putere miștoară de tot. Doamne ajută, cu mare drag și o plăcere. Din tot sufletul meu, da, sincer. Să rămână mult. Ce să zic? Eu cred măcar că ceva legăm amândoi, știi? Uite, de exemplu, într-o zi o să-ți prezint școala de muzică care vreau să-mi o fac de mult. Doamne și nu am reușit. Doamne ajut! Ba, supărat am fost, ba, am cheltuit niște bani și n-am mai avut. Pe aceea am făcut din nou și nu am cheltuit altfel și e tâcă. Trebuie organizată, da? Puțin să vă faci. O să-ți prezint ceva într-o zi și tu să-mi prezinti niște idei și eu cred că ușor, ușor... Doamne ajută, puteri, cu mare drag. Puterile se adună la un moment dat. Așa, da? Am o întrebare într-un final să răspund la asta. Peste 50 de ani, 100 de ani, când nu o să mai fie Florin Salam. Spune-și mie un citat, cum ai vrea să-și aducă lumea minte de Florin Salam? Ceva, spune ceva. Altcineva mi-a spus, băi, iubiți-vă, da, alții, bucurați-vă, alții. Da. Care este citatul tău? Păi, în primul rând, eu tot cu muzica trebuie să vin în față. O vorbă să-mi iau ghid tot de aici. Adică să pun așa un vers, nu știu cum, tot din muzică. Nu știu cum să zic. Orice simți tu. Ascultați, dansați, distrați-vă, iubiți. Dacă mă întreb pe mine momentul ăsta, viața nu înseamnă avere. Asta mi-a venit în cap și crede-mă că... Bun, știi? Am eu o melodie care spune viața nu înseamnă avere, să ai bani, să ai putere. Viața înseamnă sănătate. Când o ai, le faci pe toate. Și asta mi-a venit în cap. Asta pe bază să spui oamenilor. Dar dacă ar fi să-mi iau un ghid total, da, un ghid total, ar trebui să mă gândesc mai bine. Vezi? Important e ăsta care am spus, viața nu înseamnă avere. Pentru că eu dacă am văzut milioane de oameni, neapărat din muzică, da? Oamenii care am mers să cânt la ei, în familie, ne-am cântat de pe scene, probabil mesajele astea sunt foarte importante pentru ei, să le spui, să-și prețuiască viața mai mult. Eu, poate pe a mea nu mi-am prețuit-o, nu? Și mai repede pot să învăț pe cineva și după ce învăț pe cineva pot să învăț de la ce am învățat pe cineva. Nu știu exact, cum, să da? Vezi și tu, corect. Da, uite, zic, ăla m-a ascultat și eu cu mine cum fac, știi? Dar eu zic că am zis bine, viața nu înseamnă avere. Și mai ales că e dintr-o melodie de-a mea, de-aia mi-a venit în cap. Dacă Doamne pe ajut. Parcurs mai vine ceva și pleacă tot din muzică, promit că îți mai spun ție. Florin, îți mulțumesc, da, mult tot. Eu îți mulțumesc. Apreciez, da, mult că ai venit aici. Te iubesc, te respect mult tot și să-ți dea Dumnezeu sănătate și să duci mai departe asta pentru zeci de ani. Să rămână din suflet și îți mulțumesc. Sunt onorat că am fost alături. Și eu sunt onorat. Să rămână mult tot. Îți mulțumesc. Doamne.